Domnilor, domnilor, onorat auditoriu, cu mare plăcere vă anunț că în data de 25 aprilie 2024 am ocazia să asistăm la un eveniment științific foarte important, fiindcă anume în această zi vom supune unei analize detaliate teza de doctorat pe care a semnat-o doamna Popa Ecaterina și care se cheamă Influența programelor de reintegrare psihosocială raportate la schimbările comportamentale survenite asupra persoanelor deținute. Vă atrag atenția asupra faptului că ne-am întâlnit astăzi în calitate de comisie, în baza deciziei Consiliului Științific Udin. Comisia a fost aprobată anume prin această decizie, după care domnul rector Udin a emis un ordin cu numărul 10 din 29 martie 2023 și, conform acestui ordin, Comisia de susținere publică, a tezei la care m-am referit mai sus, se prezintă în felul următor. Subsemnatul Ștefanescu Mihail, doctor habilitat în psihologie, doctor în pedagogie, profesor universitar, președinte, el reprezentând Universitatea de Stat din Moldova, Iorchevici Iulia, doctor în sociologie, conferențial universitar, conducător de doctorat, ea reprezentând Universitatea Liberă Internațională din Moldova, domn Vasile Cernat, doctor în psihologie, profesor universitar, care reprezintă Universitatea George Emil Palade din Târgu Mureș, doamna Lăcrămioara Mocanu, doctor în psihologie, conferențial universitar, care reprezintă Universitatea Danubius din Galați, doamna Maria Vârlan, doctor în psihologie, profesor universitar, membru referent, care reprezintă Universitatea Pedagogică de Stat Ion Creangă, doamna Rusnac Svetlana, doctor în psihologie, conferențial universitar, membru al Comisiei de Numare, membru referent, reprezentantă a Universității Libere Internaționale din Moldova. Constat cu plăcere că toți membrii Comisiei sunt prezenți, inclusiv domnul profesor Vasile Cernat, care va vorbi în regim online și care este foarte aproape de noi cu spiritul și cu intenția de a vorbi în legătură cu această teză. Altfel spus, constat că ședința noastră este deliberativă. Avem tot dreptul de a discuta, de a pune întrebări, de a emite puncte de vedere, opțiuni de tot felul. Acestea fiind spuse, conform procedurii aprobate în cadrul ministrului, care consună perfect cu procedura pe care a propus-o universităților ANACEP, ofer cuvântul doamnei Iulia Ghiseviș, doctor în psihologie, conferința universitară, conducător științific, sau, cum se spune acum, conducător de doctorat, pentru a prezenta conținutul dosarului doctorandei Popa Ecaterina. Poftim. Mulțumesc. Bună ziua, mulțumesc, președinte, stimați membrii Comisiei de susținere publică a tezei de doctorat, membrii Comisiei de Numare, onorată asistență. Ședința de astăzi este consacrată susținerii tezei de doctorat a pretendentei la titlul științific de doctor în psihologie, doamnei Popa Ecaterina. Doamna Popa Ecaterina a fost matriculată în anul întâi la școala doctorală din cadrul Universității Libere Internaționale din Moldova, studii cu frecvență redusă, la domeniul științific 5, științe sociale și economice, ramura științifică 51, psihologie, profilul științific 511, psihologie, specialitatea științifică 511.03 Psihologie Socială, în conformitate cu ordin numărul 500 din 2 noiembrie 2017. Tema tezei de doctorat, influența programelor de reintegrare psihosocială raportate la schimbările comportamentale survenite asupra persoanelor deținute, a fost aprobată prin ordinul rectorului IES 528-1 din 23 noiembrie 2017, având ca și conducător științific Iurchevici Iulia, doctor în sociologie, conferențiar universitar, membrii Comisiei de Îndrumare Calancea Angela, doctor conferențiar universitar, Rusnac Svetlana, doctor conferențiar universitar, Caunienco Irina, doctor conferențiar universitar. Prin ordinul numărul IES 139 din 16 aprilie 2020 a fost modificată tema tezei de doctorat din influența programelor de reintegrare psihosocială raportate la schimbările comportamentale survenite asupra persoanelor deținute, în influența activităților de reintegrare psihosocială raportate la schimbările comportamentale survenite asupra persoanelor deținute. În timpul studiilor, doamna Popa Ecaterina a îndeplinit programul de învățământ integral, acumulând în total 180 de credite.
În baza deciziei Consiliului Științificului în proces verbal numărul 2 din 2 noiembrie 2022, a fost aprobată prin ordinul rectorului ULIM numărul PS10 din 29 martie 2023, Comisia de Susținere Publică a Tezei de Doctorat în Psihologie a doamnei Popa Ecaterina în următoare componență nominală. Șleachitski Mihail, doctor habilitat în psihologie, profesor universitar, Universitatea de Stat în Moldova, Iurchevici Iulia, doctor în sociologie, conferențial universitar ULIM, conducător științific, Cernat Vasile, doctor în psihologie, profesor universitar, Universitatea George Emil Palatie din Târgu Mureș, România, membru referent, Mocanu Lăcrimioara, doctor în psihologie, conferențial universitar, Universitatea Danubius din Galați, România, membru referent, Vrlan Maria, doctor în psihologie, profesor universitar, Universitatea de Stat Pedagogică Ion Creangă, membru referent, Rusnak Svetlana, doctor în psihologie, conferențial universitar, membru ULIM, membru al Comisiei de Îndrumare și membru referent. Dosarul pretendentei la titlul științific de doctor în psihologie a doamnei Popa Ecaterina conține următoarele acte necesare. Cererea doctorandei privind demararea procesului de susținere a tezei de doctor în Comisia de Susținere Publică a Tezei de Doctorat, extrase din ordinele ES 528-1 din 23 noiembrie 2017, din ordinul numărul 139 din 16 aprilie 2020, privind aprobarea, modificarea temei de tezei de doctorat, conducătorul științific și membrilor Comisiei de Îndrumare. Certificatul de absolvire a studiilor superioare de doctorat cu creditele acumulate, extrasul din procesul verbal al Consiliului Științificului privind presusținerea tezei de doctorat, din care rezultă acordul privind organizarea susținerii tezei în cadrul Comisiei de Susținere Publică a Tezei de Doctorat, formularul evaluării tezei de doctorat de către membrii Comisiei de Îndrumare, avizele membrilor Comisiei de Îndrumare asupra tezei de doctorat, acceptul privind demararea procesului de susținere publică a tezei de doctorat, avizul conducătorului științific asupra tezei de doctorat și acceptul privind demararea procesului de susținere publică a tezei de doctorat. De asemenea, în dosar sunt incluse declarația semnată de doctorandă privind asumarea răspunderii cu privire la asigurarea originalității conținutului tezei de doctor, precum și a respectării standardelor de calitate și etică profesională, declarația semnată de conducătorul științific privind asumarea răspunderii cu privire la asigurarea originalității conținutului tezei de doctor, precum și a respectării standardelor de calitate și etică profesională, ordinul numărul PS10 din 29 martie 2023, semnat directorul IM de formarea Comisiei de Susținere Publică a Tezei de Doctorat a doamnei Popa Ecaterina, informație privind competențele profesionale ale membrilor Comisiei de Susținere Publică a Tezei de Doctorat, lista publicațiilor la tema Tezei de Doctorat, alte documente sunt adeverințe prin care se confirmă depunerea tezei de doctorat și a rezumatului în fondul bibliotecii ULIM, lista instituțiilor, organizațiilor și bibliotecilor pe adresa cărora a fost expediat rezumatul tezei de doctorat, rezoluția privind lipsa elementelor constitutive ale unui plagiat, raportul de similitudini, teza de doctor a fost examinată într-un sistem antiplagiat, sistemantiplagiat.ro. Curriculum vitae doctorandei, copia buletinului de identitate, teza de doctor în științe psihologice și rezumatul tezei în limba română și în limba engleză. Dacă sunt careva întrebări cu privire la dosar, vă rog să le adresați. Costat întrebări, nu spun cam dată, sper să apară pe parcurs. Așadar, preiau firul întâlnirii noastre. Un scurt recurs în istorie, fiind conform procedurii aprobate de către Consiliul Științific ULIM, urmează să vorbesc pe scurt despre avizele conducătorului de doctorat și a membrilor Comisiei de Îndrumare, care au permis să aibă loc ședința de azi. Vreau să spun că la aceste avize, doamna doctor Iurchevici s-a referit pe scurt. Vreau să declar că aceste avize sunt toate pozitive, și sunt favorabile depunerea oficială a tezei de doctorat și organizarea susținerii publice. Totodată este important să vă atrag atenția asupra principalelor recomandări și sugestii care au fost propuse în cadrul perioadei de presusținere. Ele se prezintă pe următor. Vă rog, în mod special, cu doamna doctorandă, să fiți foarte atentă, fiindcă vă urma
dau un moment important să răspundeți la semnit corecte pe toate aceste sugestii și observații. Ele se prezintă în felul următor. Primul, de a formula cât se poate de clar problema, scop, obiectivele și, la fel, rezultatele cercetării, concluziile și necesitatea de a respecta cu strictețe rigorile stabilite de ghidul instituțional. 2. De revăzut cuvintele cheie, care trebuie să reflecte conceptul major al tezei. 3. A redacta sistemul de referințe în textul lucrării, precum și bibliografia finală. 4. De făcut o analiză comparativă a programelor de reintegrare socială destinate deținuților din România cu programele de reintegrare socială din alte state ale Uniunii Europene. 5. A restructurat teza pe 3 capitole, unul teoretic și 2 capitole practice. 6. Compartimentul 3.1 până la metodologia cercetării experimentale, prezentat în capitolul experimental, prezintă analiză teoretică și ar urma să fie inclus în capitolul 1. Dacă are referință la argumentare cercetării experimentale, atunci aceasta trebuie să fie convingător expus. Următoarea poziție. A uniformiza forma figurilor care prezintă informații experimentale, a le redacta, excluzând spațiile goale, a le completa cu informații relevante și a reține în text doar tabelele care conțin informații distinctive pentru reflectarea diferențelor dintre variabile. Pentru penultima sugestie, a transmite mai exact în denumirii conținutul programului, analizat în capitolul 4, și a redacta scopul și obiectivele acestui program. Penultima poziție, a redacta sau să faceți o redactare a modului în care este propusă soluționarea problemei științifice importante. Și, în sfârșit, ultima intervenție arată felul următor. A completa lista publicațiilor cu apariții în reviste indexate și publicații în volumele de susținere tezei de doctorat în cadrul Comisiei de Susținere Publică a Tezei de Doctorat la Specialitatea Științifică 511-03, Psihologie Specială. Stimată doamnă doctorandă, stimată doamnă Popa, cu mare plăcere, vă fie cuvântul pentru a da replici, a venit cu replici la aceste sugestii și observații. Poftim! Referitor la recomandările pe care le-am primit în cadrul Comisiei de Susținere în Comitetul Științific, am realizat toate recomandările propuse de toți domnii profesori îndrumători. Nu a rămas nicio recomandare. Chiar aduc mulțumiri doamnei profesor Rusnac, doamnei profesor Calancea, doamnei profesor Caunenco și, nu în ultimul rând, doamnei conducător științific, pentru toate recomandările care au dus la perfecționarea tezei de doctor. Toate recomandările au fost realizate. Estimată doamnă Ecaterina Popa, vă mulțumesc foarte mult pentru modul în care ați selecționat și pentru faptul că ați conștientizat importanța sugestiilor și obiecțiilor. Sugestii și obiecții care, potrivit afirmațiile noastre, au fortificat lucrarea, făcând-o mai puternică, sub aspect teoretic, dar și practic. Vă mulțumesc foarte mult. Onorată asistență, în conformitate cu procedura aprobată la nivelul LIM, vă spun următorul lucru. În conformitate cu prevederile regulamentului privind organizarea studiilor superioare de doctorat ciclu 3 aprobat prin hotărârea Guvernului numărul 1007-10-12-2014, a regulamentului privind organizarea programelor de studii superioare de doctorat și funcționarea acestora în cadrul școlii doctorale ULIM, cuvântul, în momentul ăsta e foarte important pentru noi toți, stimată doamnă Popa, cuvântul se oferă pretendentei la titlul științific de doctor în psihologie, doamnei Popa Ecaterina, care, în conformitate cu procedura operațională de susținere publică a tezei de doctor, are la dispoziție 20, maximum 30 de minute, nu mai mult, pentru a prezenta comisiei principalele rezultate științifice, concluziile, recomandările cuprinse în teza de doctorat. Cuvântul îi se oferă. Mulțumesc! Mulți stimate domnule președinte, mulți stimată doamnă conducător științific, onorată comisie.
Sunt privilegiată să mă aflu astăzi în fața dumneavoastră și să vă prezint teza de doctor cu titlul Influența activităților de reintegrare psihosocială raportată la schimbările comportamentale survenite asupra persoanelor deținute. Actualitatea și importanța tezei rezultă din următoarele aspecte. Necunoașterea foarte clară a mediului penitenciar și a efectului acestuia asupra personalității deținuților. Un alt aspect, lipsa unor studii privind eficiența programelor de reintegrare psihosocială raportate la schimbările comportamentale ale deținuților. Cercetările empirice care au fost realizate în spațiu românesc și analiza literaturii de specialitate scoate în evidență unele lacune privind aceste studii. Un argument este faptul că pentru a desfășura un asemenea studiu într-un mediu strict controlat și monitorizat, este nevoie de nenumeroase aprobări, permisiuni, verificări pentru a desfășura acest studiu. Un alt argument este faptul că majoritatea studiilor în acest mediu strict controlat și monitorizat, aceste studii sunt realizate de psihologii penitenciari, ele fiind disponibile într-un număr destul de restrâns celor din exterior, situație cauzată și de nivelul de confidențialitate existent. În profilul numărului de studii care au fost realizate în spațiu internațional și în românesc, se atestă lipsa unor studii complexe, atât în Republica Moldova cât și în România, care ar elucida într-un mod exhaustiv tema cercetării noastre. Aceste constatări au stat la baza formulării problemei de cercetare, care ar răspunde la două întrebări. Sunt programele, activitățile de reintegrare psihosocială desfășurate în penitenciar eficiente, raportate la schimbările comportamentale și la personalitatea deținutului? Sau dacă deținutul va fi orientat spre un program sau programe de reintegrare țintite în baza profilului psihocomportamental, se vor observa schimbări comportamentale pe perioada executării pedepsei? Scopul lucrării constă în elaborarea și validarea unei metodologii de stabilire a profilului psihocomportamental care să contribuie la schimbarea comportamentală a acestora și să ofere direcții clare de recomandare a programelor de reintegrare care să ducă la modificări pozitive pe perioada executării pedepsei. Obiectivele cercetării care le-am avut în vedere în vederea atingerii scopului propus au fost următoarele. Analiza abordărilor teoretico-conceptuale cu privire la personalitatea infractorului și a deținutului, identificarea efectelor privării de libertate la nivel psihologic și a schimbărilor comportamentale, analiza programelor psihosociale din penitenciar și a rolului asupra schimbării comportamentului deținuților, realizarea demersului experimental în vederea constatării eficienței programelor de reintegrare psihosociale raportate la dimensiunile comportamentale ale deținuților și elaborarea și validarea experimentală a unei metodologii de stabilire a profilului psihocomportamental al deținutului care să ofere direcții clare de recomandare a programelor de reintegrare prin care să obținem modificări comportamentale vizibile. Scopul și obiectivele cercetării ne-au îndrumat spre următoarele ipoteze ale cercetării. Modificările comportamentale ale persoanelor deținute nu sunt suficient de evidente în urma parcurgerii programelor de reintegrare psihosocială desfășurate în penitenciar, iar rezistența lor în timp este de scurtă durată, în raport cu perioada executării pedepsei. Și aplicarea unei metodologii de stabilire a profilului psihocomportamental va oferi direcții clare de recomandare a programelor de reintegrare psihosocială, parcurgerea cărora va contribui la obținerea unor modificări de către persoanele deținute. Suportul metodologic a constat în următoarele metode de cercetare. Metode teoretice, precum analiza și sinteza literaturii de specialitate, metoda ipotetico-deductivă, interpretarea și explicarea rezultatelor obținute în cercetare, dintre metodele cantitative, amintim, inventarul de personalitate Big Five, inventarul de personalitate cu Zuckerman Pullman, inventarul de date demografice, aplicația informatizată pe MSWeb, dintre metodele calitative, amintim, observația, interviul psihologic semistructurat și chestionarul de evaluare a eficienței privind de satisfacție privind eficiența programelor de reintegrare psihosocială. Metodele statistico-matematice au prevăzut testul de analiză al normalității, Golmogorov-Smirnov, testul parametric, testul Denton pentru eșantioane independente,
testul de student pentru eșantioane perechi, testul ANOVA și coeficientul de corelație Pearson. Capitolul 1, intitulat Abordări teoretico-metodologice privind schimbările de personalitate și comportamentale ale persoanelor deținute și ale activităților de reintegrare, cuprinde cele mai importante, sunt tratate cele mai importante subiecte referitoare la analiza abordărilor conceptual-teoretice cu privire la personalitatea infractorului, consecințele psihologice și schimbările comportamentale ca efecte ale privării de libertate și rolul programelor de reintegrare psihosocială raportate la schimbările comportamentale ale persoanelor deținute. Concluziile pe care le putem genera în urma analizei primului capitol sunt următoare. Analiza abordărilor conceptual-teoretice scoate în evidență importanța teoriilor de natură psihologică, rolul secundar fiind ocupat de condiționările de ordin biosocial, atât în planul adoptării modelului comportamental, cât și al creării cauzei infracționale. Există anumite trăsături de personalitate dominante, care în combinație cu comportamentul antisocial sporesc probabilitatea ca unele persoane să adopte un comportament antisocial sau infracțional. Privarea de libertate duce la o varietate de efecte psihologice și sociale care pot varia în funcție de durata de detenție, condițiile de detenție și resursele disponibile în mediul penitenciar. Studiile atestă lipsa unor programe eficiente pe termen lung de pregătire profesională în penitenciare, ceea ce conduce la reiterarea infracțiunilor de către foștii deținuți și lipsa măsurilor de prevenire a recăderilor. Capitolul 2 cuprinde demersul experimental la nivel constatativ. Scopul acestui experiment constatativ este de a evalua influența activităților de reintegrare psihosociale raportate la schimbările comportamentale survenite asupra persoanelor deținute. Obiectivele cercetări constatative pe care le-am avut în vedere atingerii scopului propus au fost următoarele. Alcătuirea eșantionului investigației, prin selectarea randomizată a deținuților, măsurarea unor dimensiuni comportamentale, cum ar fi deschidere, agreabilitate, asertivitate, nevrozism și agresivitate la deținuții selectați, stabilirea influenței programelor psihosociale asupra dimensiunilor comportamentale, prin compararea rezultatelor deținuților care au participat la programele de reintegrare, în comparație cu deținuții care nu au participat la programele de reintegrare, și observarea gradului de corelație dintre dimensiunile trăsăturile de personalitate și vârsta, durata detenției și recidiva. Ipotezele experimentului de constatare au fost următoare. Am presupus că deținuții care participă la programele de reintegrare psihosocială vor prezenta un nivel mai crescut de deschidere, agreabilitate și asertivitate în comparație cu nivelul acestora de dinaintea participării la programe, precum și în comparație cu deținuții care nu au beneficiat de astfel de programe. Iar a doua ipoteză, am presupus că deținuții care participă la programe de reintegrare psihosocială vor prezenta un nivel mai scăzut de nevrozism și de agresivitate în comparație cu nivelul acestora de dinaintea participării la programe, precum și în comparație cu deținuții care nu au beneficiat de astfel de programe. Eșantionul cercetării a fost format din 100 de deținuți. Toți deținuții au săvârșit infracțiuni cu violență și au avut regim închis. Lotul experimental a fost format din 60 de deținuți care au avut infracțiuni cu violență, abaterea disciplinare pe parcurs executării pedepse și care au participat la programe de reintegrare, iar lotul de control, 60 de deținuți care au avut infracțiuni cu violență, dar nu au avut abaterea disciplinare pe perioada executării pedepse și nu au participat la programe de reintegrare psihosocială. Variabilele vizate, independente, au fost săvârșirea infracțiunilor cu violență, abaterea disciplinare, participarea la programe, vârsta, durata detenției și recidiva. Variabile dependente, nivelul de agresivitate, nevrozism, deschidere, agreabilitate și asertivitate. Rezultatele cercetării constatative, așa cum se observă și din figurile prezentate, observăm că pe dimensiunea deschidere și asertivitate, datele statistice nu au avut rezultate diferențe semnificative statistice. Ceea ce înseamnă că pe dimensiunea deschidere și agreabilitate, deținuții ar trebui să fie testați după o perioadă mai lungă de timp, pentru că orice informație care este menită să finiseze personalitatea deținutului necesită o perioadă mai lungă de sedimentare pentru a fi însușită.
De asemenea, pot fi luate în calcul și alte variabile care nu au făcut obiectul studiu, cum ar fi trecutul deținutului sau nivelul de studiu. Referitor la agreabilitate, așa cum observăm, agreabilitatea crește. Pe dimensiunea agresivitatea și nevrozismul acestea scad, ceea ce corelează cu o eficiență a programelor de reintegrare psihosocial, dar și cu parcurgerea acestora pe timp mai îndelungat. Chiar dacă nu toate ipotezele au fost validate, demersul este unul perfectibil care ne ajută să demarăm și alte programe mult îmbunătățite. Referitor la dimensiunile trăsăturilor de personalitate, vârstă, durata detenției și recidivă, am elaborat două ipoteze intermediare și anume, dacă există o diferență semnificativă statistică între dimensiunile deschidere, agreabilitate, asertivitate, nevrozism și agresivitate și vârsta deținuților și dacă există o corelație semnificativ statistică între dimensiunile trăsăturilor de personalitate, deschidere, agreabilitate, asertivitate, nevrozism și agresivitate și recidiva și vârsta, durata detenției. Datele statistice, demersul subsidiar analizei statistice, ne indică faptul că nu există diferențe semnificativ statistice pe trăsăturile de personalitate și vârstă și recidivă. În schimb, o corelație între durata detenției și trăsăturile de personalitate se pot produce anumite schimbări comportamentale pe dimensiunile asertivitate și agreabilitate. Considerăm că aceste rezultate sunt foarte importante, deoarece acest aspect denotă activarea unor mecanisme de coping la durata detenției și la mediul penitenciar. Rezultatele studiului constatativ, în urma studiului constatativ, putem trage următoarele rezultate. Din punct de vedere psihologic, putem aprecia că deținutul la intrarea în penitenciar este prezintă agresivitate verbală, este impulsiv, o ostilitate directă marcantă, nivel scăzut de stabilitate emoțională, este lipsit de asertivitate și de deschidere. Deținuții sunt cinici, suspicioși și nu colaborează cu ceilalți deținuți și chiar cu cadrele. Programele psihosociale produc anumite schimbări comportamentale pe scurtă durată asupra dimensiunii comportamentale ale deținuților. Dar aceste schimbări nu sunt suficiente, întrucât, conform datelor statistice, în urma aplicării chestionarului de satisfacție privind eficiența programelor de reintegrare psihosocială, observăm că deținuții au participat datorită recompenselor pe care le primesc și nu pentru schimbarea lor reală. Și atunci, o abordare eficientă este necesară ca să se cunoască trăsăturile dominante de personalitate și stilul de viață al fiecărui deținut. Este necesară elaborarea și implementarea unei metodologii de stabilire a profilului psihocomportamental care să relefeze aceste trăsături, iar în baza lor să fie oferite direcții clare, concrete, de recomandare a programelor de reintegrare psihosocială. Capitolul 3 cuprinde și descrie metodologia de stabilire a profilului psihocomportamental. Scopul cercetării pentru experimentul formativ este elaborarea și validarea experimentală a unei metodologii de stabilire a profilului psihocomportamental al deținutului care să ofere direcții țintite, clare, ale programelor de reintegrare psihosocială în vederea obținerii unor modificări comportamentale de către persoane deținute în urma parcurgerea acestuia. Obiectivele cercetării formative: elaborarea metodologiei de stabilire a profilului psihocomportamental, aplicarea metodologiei și generarea profilului psihocomportamental al deținutului, determinarea eficienței metodologiei de stabilire a profilului psihocomportamental, formularea concluziilor și recomandărilor. Eșantionul cercetării, 86 de deținuți repartizați astfel. Lotul experimental, inițial 26 de deținuți care au săvârșit infracțiuni cu violență, au avut abateri disciplinare și au participat la programe în baza metodologiei de stabilire a profilului psihocomportamental. Și lotul de control, 60 de deținuți, care în etapa inițială a cercetării au format grupul experimental. Variabilele, independentă, metodologia de stabilire a profilului psihocomportamental și dependentă nivelul de agreabilitate, agresivitate și conștiinciozitate. Ipotezele specifice experimentului formativ: deținuții care au participat la programele de reintegrare psihosocială
în baza metodologiei de stabilire a profilului psihocomportamental, vor prezenta un nivel mai ridicat de adaptabilitate, adică vor fi mai empatici, mai atenți la nevoile celorlalți, mai înțelegători, în comparație cu deținuții care nu au fost supuși metodologiei de stabilire a profilului psihocomportamental. A doua ipoteză, deținuții care au participat la programele psihosociale, în baza metodologiei de stabilire a profilului psihocomportamental, vor prezenta un nivel mai scăzut de agresivitate, adică vor fi mai toleranți cu ceilalți deținuți, mai cooperanți, mai suportivi, mai echilibrați comportamental în comparație cu deținuții care nu au beneficiat de metodologia de stabilire a profilului. Și a treia ipoteză, deținuții care au participat la programele de reintegrare psihosocială în baza metodologiei de stabilire a profilului psihocomportamental vor prezenta un nivel mai crescut de conștiinciozitate, adică vor fi mai respectoși, mai meticuloși, mai responsabili în comparație cu deținuții care nu au beneficiat de astfel de program. Metodologia de stabilire a profilului psihocomportamental, în urma aplicării metodologiei, au fost elaborate trei profiluri psihocomportamentale, și anume 68,18% deținuți agresivi, 22,72% deținuți impulsivi și 9,09% deținuți lipsiți de empatie. Acestor deținuți, în baza metodologiei de stabilire a profilului psihocomportamental, li s-au oferit programe clare care se ducă la modificări comportamentale vizibile și durabile. Rezultatele cercetării la etapa formativă, observăm că după parcurgerea programelor de reintegrare, în baza metodologiei de stabilire a profilului psihocomportamental, agreabilitatea crește, ceea ce corelează cu faptul că deținuții interiorizează conștientizarea de a da dovadă de a fi mai înțelegători, mai toleranți, să tolereze pe ceilalți, să înțeleagă că sunt persoane mult diferite de ei înșiși și pe care trebuie să le tolereze. Agresivitatea scade foarte mult, ceea ce corelează că un deținut care nu este agresiv înseamnă că tolerează mai ușor, nu intră în conflict cu ceilalți, ajung să se autocontroleze. Conștiinciozitatea crește după parcurgerea programelor în baza metodologiei de stabilire a profilului psihocomportamental, ceea ce corelează cu faptul că deținuții sunt mai responsabili, mai respectoși, mai meticuloși, mai perseverenți în a obține informații care se ducă la schimbarea lor comportamentală. Capitolul 3 generează următoarele rezultate. Au fost elaborate trei profiluri psihocomportamentale. Deținuți agresivi, deținuți impulsivi și deținuți lipsiți de empatie. Metodologia permite stabilirea profilului psihocomportamental și recomandarea clară a programelor care urmează să le parcurgă deținutul. În urma parcurgerii metodologiei de stabilire a profilului psihocomportamental, s-au observat schimbări durabile, semnificative, pe dimensiunile agreabilitate, agresivitate și conștiinciozitate, care s-au și menținut în timp. Obiectivele au fost atinse, ipotezele au fost confirmate. Studiul influența activităților de reintegrare psihosocială raportate la schimbările comportamentale survenite asupra persoanelor deținute generează următoarele rezultate științifice. Succesul programelor de reintegrare psihosocială este condiționat de stabilirea profilului psihocomportamental al deținutului. Agresivitatea, agreabilitatea, nevrozismul, deschiderea și asertivitatea influențează adaptarea la mediu și parcurgerea unor programe de reintegrare psihosocială. Literatura de specialitate relevă efectele privării de libertate la nivel psihologic, psihosocial și schimbările comportamentale, cum ar fi șocul carcerării, depersonalizare, fenomenul de prizonizare, reacțiile agresive, frustrarea, stresul, sindromul psihotic. Caracteristicile mediului penitenciar care generează schimbarea personalității sunt separarea de familie, reacțiile agresive ale celorlalți, dependența de personal, supraaglomerare, lipsa informațiilor despre mediul de afară, lipsa intimității. A treia concluzie, comportamentul deținuților se modifică în timp ce se dezvoltă anumite trăsături instituționalizate, cum ar fi neîncrederea în alții, dificultăți de angajare în relații, greutatea cu care iau decizii. Prin raportarea la modelul Big Five, se poate constata că schimbarea comportamentului deținutului este cauzată de un nivel scăzut al nevrozismului, combinat cu extraversiune și agreabilitate scăzută. Efectele programelor de reintegrare psihosocială depind atât de tipologia deținuților, cât și de condițiile de detenție.
există trăsături de personalitate dominante care sporesc probabilitatea ca unele persoane să adopte un comportament infracțional. Cum ar fi agresivitatea, egocentrismul, lipsa de inhibiție, indiferența afectivă. Cu toate acestea, implicarea în programe de reintegrare psihosocială duce la modificări comportamentale pe parcursul executării pedepse, comportamente vizibile. Studiul privind eficiența programelor de reintegrare psihosociale a stabilit diferențe statistice între lotul experimental la nivel de testare și la retestare. Observăm că parcurgerea programelor de reintegrare duce la modificări comportamentale vizibile, ceea ce relevează că personalitatea unui deținut poate fi ghidată până în momentul în care acesta ajunge să se autocontroleze. Faptul că nu există diferențe statistice între dimensiunile deschidere și asertivitate denotă faptul că pe aceste programe deținuții în urma programelor ar trebui să fie testați după o perioadă mai lungă de timp, pentru că orice informație menită să finiseze personalitatea deținutului necesită o perioadă de sedimentare pentru a fi însușită. Rezultatele obținute au servit drept temei pentru elaborarea și unei metodologii de stabilire a profilului psihocomportamental, conținutul și structura căruia a permis ca unui deținut să-i se stabilească în funcție de trăsăturile dominante de personalitate, clar și corect programele pe care urmează să le parcurgă pentru a se observa schimbări comportamentale. Metodologia și-a demonstrat eficiența prin scoruri scăzute la variabila agresivitate și creșterea nivelului de cooperare și amabilitate, cât și pe interiorizarea conștientizării deținuților de a da dovadă de compasiune față de alții, de a-și exprima punctul de vedere, de a fi respectoși, de a da dovadă de autocontrol. Rezultatele științifice au condus la soluționarea problemei științifice care a constatat determinarea modificărilor comportamentale suferite asupra persoanelor deținute în urma parcurgerii programelor de reintegrare psihosocială și implicita eficienței acestora. Fapte ce au constituit baza pentru elaborarea și validarea experimentală a unei metodologii de stabilire a profilului psihocomportamental, în baza căruia au fost oferită asistență psihologică cu rezultate vizibile. Noutatea științifică derivă din faptul că pentru prima dată în spațiu românesc a fost elaborată o metodologie de stabilire a profilului psihocomportamental al deținutului care identifică trăsăturile de personalitate dominante care facilitează adaptarea la mediul penitenciar. Demonstrează eficiența programelor de reintegrare psihosocială în funcție de profilul stabilit al deținutului. Valoarea teoretică a cercetării constă în prezentarea asocierii personalității cu comportament antisocial raportat la mediul social, educațional și cultural. Particularitățile au evidențiat unicitatea fiecărui participant, un profil psihocomportamental cu privire la posibilitatea de a se reintegra din punct de vedere social. Metodele teoretice explicative au contribuit la realizarea unei metodologii de stabilire a profilului psihocomportamental al deținutului în vederea reintegrării psihosociale a persoanelor deținute. Valoarea aplicativă, rezultatele obținute au pus baza unui ghid de bune practici prin elaborarea, implementarea și validarea metodologiei de stabilire a profilului psihocomportamental pentru a se putea stabili moduri de abordare eficiente în lucru cu aceștia în vederea obținerii unor modificări comportamentale. Recomandările practice pe care le putem face în urma studiului au fost următoare. Autoritățile ar trebui să le insufle deținuților faptul că timpul care îl petrece în mediul penitenciar să nu treacă în defavoarea lor, ci ca un mod de a se schimba comportamental. Alocarea de resurse, în vederea menținerii comportamentelor pozitive, sunt necesare programe de prevenire a recăderii, o abordare individualizată în funcție de nevoile deținutului, evaluarea și ajustarea continuă a programelor de reintegrare psihosocială, colaborarea cu diferite instituții. Metodologia poate fi aplicată cu succes, întrucât necesită foarte puține resurse, 1-2 specialiști. De asemenea, sugerăm ca această metodologie de stabilire a profilului psihocomportamental să fie preluată de toți psihologii, toți specialiștii din penitenciarele românești și o
Ca ultimă recomandare, înființăm o secție speciale pentru nerecidiviști și minori în scopul prevenirii contagiunii comportamentale deviante. Direcții de viitoare de cercetare, eficiența programelor de reintegrare psihosocială și în perioada post-detenție. Noi ne-am referit la eficiența programelor pe perioada executării pedepsei. Cercetarea științifică a nevoilor educaționale, psihologice, sociale, terapeutice ale deținuților după liberare, un studiu comparativ între deținuții cu grad sporit de risc de la regimul de maximă siguranță și cel de regim închis și cercetarea științifică a factorilor care condiționează realizarea unor programe eficiente în penitenciar. Vă mulțumesc! Și noi vă mulțumim foarte mult, domnul, pentru prestația dumneavoastră, pentru faptul cum a fost acompaniat mesajul prin emisiunea non-verbală, paraverbală, întărind puterea cuvântului, vă mulțumim foarte mult. Aveți o comunicare mai specială cu spațiul cosmic, fiindcă trebuia să încheiați la 14-17, azi e data de 25-25-7, cum ar fi 4-3 sau mai aproape zilele noastre, 3-4, cifra 7 este alături. Știți că România vor fi două specialități acum la nivel universitar, numerologie ca specialitate universitară și astrologie. Eu sunt în zona respectivă. Din cauza emoțiilor. Da, dar oricum, vă spun sincer că l-ați stăpânit foarte frumos și nervul la care vă reviți acum nu s-a regăsit nici în limbajul verbal, nici în cel paraverbal, nici în cel non-verbal. A fost ceva foarte frumos. Vă mulțumim foarte mult. Mulțumesc. După acest scurt comentariu, conform procedurii, mă văd obligat să-i rog pe toți cei prezenți în sală, atât pe membrii comisiei de susținere public, publică, cât și pe toți acei prezenți în sală, fiindcă susținerea este publică, se adreseze doctorat de întrebări în legătură cu informația pe care ne-a prezentat-o. Vă rog foarte mult. Bun, încep eu cu una din întrebări. Deci, dumneavoastră ați lucrat cu metodologia pe care ți-a lucrat și ați prezentat-o în teza de față într-un singur penitenciar. Deci, după ce ați făcut, desigur, că lucrarea și deja o vedeți chiar cu alt loc, fiindcă a trecut un timp în care tot ați mai făcut redactări și completări și mai departe, puteți considera că metodologia asta de stabilire a acestui profil psihocomportamental pe care ați folosit-o și care, deci, v-a oferit, într-adevăr, un profil valid pentru stabilirea unor repere ale programelor de intervenție, poate fi deci modificată, îmbunătățită, pentru a fi aplicată eficient, nu doar într-un singur penitenciar, dar la nivel, dacă nu național, cel puțin într-un șir de penitenciare. Deci, și poate chiar extinsă și pentru Republica Moldova. Cum poate fi îmbunătățită? Ce vedeți în perspectiva dezvoltării metodologiei? În penitenciarele din România, accentul se pune pe participarea la programe de reintegrare psihosocială. Dacă ne referim la alte state, Republica Moldova sau alte state europene, acestea au politici bine puse la punct și mult diferite de cele din România. De exemplu, se pune accent foarte mult pe participarea deținuților la muncă, pe formarea profesională. Metodologia poate veni în folosul acestora prin recomandarea unor programe de formare profesională sau programe educative după abilitățile pe care le au deținuții. Adică să înțeleg că metodologia de cercetare a profilului ar fi bine să fie și implementată în celălalt... Cercetarea profilului profesional pentru orientare în carieră. Și am putea recomanda programe care se ducă, într-adevăr, poate unii deținuți, de exemplu, cum sunt în alte state, sunt orientați spre muncă. Nu neapărat în Slovenia, consilierea psihologică este forma profesională specifică pentru reintegrarea deținuților. Dar, de exemplu, Germania, Franța, Spania,
ei tind foarte mult spre orientarea deținuților, spre formare profesională sau spre muncă. Sunt selectați în baza cererilor acestora și atunci programele pot fi programele de reintegrare în baza metodologiei, pot fi în funcție de abilitățile, aptitudinile pe care le au deținuții. Și atunci ne vine, vine foarte ușor de pliat metodologia de stabilire a profilului. Putem stabili un profil, de exemplu, are abilitate de a face lucru de mână. Și s-au lansat lucrurile, că eu ieri am fost într-o teză, în susținerea unei teze, care a avut o temă asemănătoare tot cu programele de resocializare a deținuților tineri. Da? Deci, o teză în științele educației, eu m-am pus pe elementul pedagogic, deci, dar cu foarte multă psihologie. Deci, și lucrurile pur și simplu sunt, cred că, de suprafață și acum le prindeți dumneavoastră și ar trebui să le aprofundați, încă într-adevăr, deci și acolo și aici se vorbește despre aceleași griji. Faptul nu numai îl recuperăm, dar și îl pregătim pentru viața ulterioară prin formarea profesională. Mulțumesc! Mulțumesc, da? Și eu! Da. Nu m-am așteptat, dar nu mi-ați răspuns. Doamne Svetlana Rusnac, alte întrebări, vă rog foarte mult, membrii comisiei, cei prezenți în sală, vă rog foarte mult, asta este foarte interesant. Eu pot să mai dau întrebări, dar... Vă pregătesc imediat, bine că m-ați pregătit, întrebări ăsta mă am în rezervă, o rezervă foarte importantă, dar... Eu le mai las și pentru... Mai e și altă, mai avem mai multe etape foarte interesante, acum suntem la faza întrebărilor. Doar la întrebări. Da. Eu aș adresa o întrebare. Această prezentare pe care ne-ați făcut-o astăzi și de altfel noi am și analizat-o în viteză, poate fi ghid de bune practici pentru specialiști, așa și subliniat în prezentarea dumneavoastră. Cum poate acest ghid de bune practici pentru specialiști, inclusiv pentru noi ca și cadre didactice, să ajungă în mâna specialiștilor și nu numai în mâna cadrelor universitare, dincolo de cei prezenți aici în sală? Mulțumesc pentru întrebare. Metodologia de stabilire a profilului psihocomportamental, într-adevăr, poate stabili profilul psihocomportamental și poate să ducă la recomandarea de programe psihosociale. Metodologia poate fi preluată de alți specialiști, poate fi prelucrată, să fie un stadiu de instruire privind aplicarea metodologiei, deoarece există anumiți pași descriși în teza de doctor cu ședințe, exact cum merge pus în practică și atunci o instruire a celorlalți specialiști poate fi făcută, realizată, pentru ca toți specialiștii din penitenciarele din România să poată beneficia și să poată pune în aplicare aceasta, pentru că este foarte important să recomandăm programele de reintegrare în funcție de trăsăturile de personalitate dominante. O evaluare complexă poate stabili în funcție de nevoi, de nevoile deținutului. Dar dacă am recomandat programele în funcție de trăsăturile de personalitate dominante, o să observăm schimbări comportamentale vizibile. Mă scuze. Alte întrebări vă fac. Da, da, mulțumesc. Mulțumesc și eu. Este. Mă dau? Da, da, da. Doamna Popa, vreau să vă adresez și eu o întrebare. Spuneți, vă rog, la etapa de constatare. Programele de reintegrare erau deja elaborate de cineva. Da. Deținuții dumneavoastră au participat la aceste programe. Deținuții care fac subiectul societării participaseră la programe care sunt în penitenciar. La etapa formativă, dumneavoastră deja ați elaborat niște programe în baza profilurilor pe care le-ați identificat. Nu? Nu. Da, da. Vă pot răspunde? Da. Bineînțeles. Întrebarea mea era așa, dacă diferă și prin ce diferă programele care deja există în penitenciar și cele pe care dumneavoastră le-ați elaborat în baza profilurilor psihocomportamentale evidențiate la deținuți. Da.
Mulțumesc pentru întrebare, doamnă profesor. Programele recomandate în baza profilului psihocomportamentale nu sunt altele decât cele care există la, în oferta a programelor de la Administrația Națională a Penitenciarelor. Doar că aceste programe sunt recomandate în baza profilului psihocomportamental. Un exemplu, dacă deținutul are infracțiuni cu violență, abateri disciplinare, adică prezintă agresivitate, atunci noi putem recomanda nu doar programul pentru agresivitate, pentru diminuarea comportamentului agresiv, putem să-i recomandăm un program pentru diminuarea impulsivității sau pentru diminuarea furiei sau de autocunoaștere și dezvoltare. Un deținut, conform metodologiei de stabilire, după stabilirea profilului, noi conform profilului putem să-i recomandăm nu un singur program, mai multe programe ca să observăm acea schimbare comportamentală. Iar programele referitor la întrebarea dumneavoastră nu sunt altele decât cele care sunt oferite de Administrația Națională a Penitenciarelor, existente deja în circuitul penitenciarilor românești. Adică sunt, sunt deja oferite deținuților. De ce noi ar trebui să le... Ele deja sunt oferite deținuților. Da. Și atunci, noi după ce am elaborat modelul, profilul psihocomportamental, probabil în baza profilului acesta le selectăm, nu participă deținuții la toate programele. Exact. Da, este invers un pic dictat răspuns. Adică nu participă la toate. Cel cu profilul agresiv? Da, participă la duce la programul care vine să diminueze agresivitatea. Cel cu profilul impulsiv să diminueze impulsivitatea. Da. Dar până la studiul dumneavoastră, avea el sau nu avea comportament agresiv, oricum era implicat în programul de Nu neapărat. Participarea deținuților la programe specifice se fac în baza unor evaluări. Evaluarea constată dacă deținutul poate fi, de exemplu, deținuții cu consum de droguri. Identificați cu anumite vulnerabilități, consum de droguri, cu agresivitate, cu consumul de medicamente, cu impulsuri sexuale, cu afecțiuni psihice. Doar aceștia participă la anumite programe. Nu toți deținuții participă la toate programele de reintegrare psihosocială. Nu toți sunt dornici să participe, pentru că... Așa, și ce ați schimbat dumneavoastră? Deținutul conștientizează faptul că participarea la programe de reintegrare psihosocială duce la schimbarea lui comportamentală. Și atunci... Dar el poate conștientizeze asta fără să-i facem profilul psihocomportamental. Adică fără să facem profilul, poate să conștientizeze... Doamne Popa, rolul dumneavoastră, în ce a constat acest profil, ca să... nu e clar, înțelegeți? Pentru mine e clar, eu mi-am dat întrebarea. Da, noi ajungem pe deținut să conștientizeze faptul că pot deveni mai toleranți cu ceilalți, să dezvolte o anumită empatie față de ceilalți, să fie mai înțelegători cu ceilalți. Așa cum reiese din analiza literaturii de specialitate, deținutul la intrare în penitenciar este agresiv, are ostilitate marcată, sunt cinici, sunt suspicioși, nu au încredere unul în celălalt, sunt recalcitranți față de cadre. Iar noi îi facem să conștientizeze aceste aspecte ale lor, ale comportamentului lor, care de fapt nu face comportamentul decât să le dăuneze, decât să-i ajute. Și atunci noi, în baza metodologiei de stabilire a profilului comportamental, ei de fapt observă că deja se schimbă. Una din ședințe, de exemplu, de la metodologia de stabilire a profilului psihocomportamental, relația dintre specialist și deținut este de a oferi încredere, de empatie, de înțelegere. Și atunci deținutul se simte mai sigur în grupul respectiv. Capătă o anumită conștientizare asupra, adică o cunoaștere de sine. Se cunoaște mai bine. Și atunci conștientizează faptul că e bine să schimbe ceva la el.
ca o motivație de schimbare. Doamna Bernard, stabilire nu înseamnă identificare. Îl stabilim, îl fixăm. Că ce are vedere. Deci... Mulțumim. Mulțumesc și eu. Da, am întrebări. Deci eu am tot întrebare. A trecut un anumit timp de când ați făcut acest experiment formativ de stabilire, de temeiere, de întărire a acestui profil psihocomportamental dorit. Da? Da. Deci nu de identificare. Deci, pe mine mă interesează. Ați făcut vreo urmărire asupra rezultatelor sustenabilității programului dumneavoastră? Programele astea au influențat rata de recidivă? Există niște influențe pozitive, adică mai puțin din acești deținuți au recidivat. Deci, și încă ceva, poate fi efectul acestor programe măsurat undeva pe termen lung, nu doar la nivel de ce s-a întâmplat după programul și chiar dacă este follow-up după câteva luni. Mulțumesc foarte mult pentru întrebare. Am să precizez faptul că noi am evidențiat eficiența programelor de reintegrare psihosocială pe perioada executării pedepsei. Referitor la recidivă, noi am urmărit evoluția deținuților la 6 luni și la 1 an. Ei încă sunt închiși în penitenciar. Dar, în schimb, am observat că cei mai mulți au trecut la un regim mai permisibil. De exemplu, la regim închis, la regim semideschis. O parte din ei au fost selectați la muncă. Și aceștia sunt selectați la muncă, chiar dacă au infracțiuni cu violență. Dar n-au avut abateri disciplinare pe perioada executării pedepsei. N-au recidivat în abateri disciplinare. O parte din ei au mers la școală, au fost selectați la școală. Din lotul experimental, doar 2 deținuți au recidivat în abateri disciplinare. Deci putem spune că programele de reintegrare psihosocială au fost eficiente. Pentru a vedea dacă aceste programe de reintegrare sunt eficiente după liberare, am în vedere ca o direcție viitoare de cercetare de a observa și după ieșirea din penitenciar eficiența acestor programe. Deci, eu nu știu sistemul dumneavoastră de recuperare, deci a infractorilor, deci eu nu știu despre organele de probațiune. Dar există un raport între sistemul penitenciar și organele de probațiune pentru a măsura eficiența programelor pe care le implementează pentru recuperare, reintegrare în penitenciar? Ca să poată fi un raport prin care să abține legătura și să stabili eficiența acestor programe. Cred că acest aspect o să-l am în vedere la viitoarea direcție de cercetare, pentru că ar trebui ca să iau legătura cu direcția de probațiune și să vedem deținuții care au participat la programe de reintegrare în penitenciar, care este evoluția lor în timp. Și atunci o să am în vedere și asta. Asta o să vă deci să perfecționați programele. Sigur că da. Mulțumesc. Da, mersi. Da, mulțumim. Dar sper că mai ales în rezervă întrebare două, dacă va fi nevoie. Stimatul doamnă profesor, fiindcă știu că ai putere, energia. Sunteți un munte, un val, un tsunami. Dacă va trebui, vă pot mă conecta. Dar mă adresez celorlalți în sală, dacă mai ales întrebări, vă fac mult. Mă adresez dumneavoastră celor prezenți în sală. Poate chiar dumneavoastră aveți întrebări, fiindcă susținerea este publică. Poate domnul Cernat are? Nu, că venim spre domnul Cernat în mod special, fiindcă acum chiar vă ruga frumos, stimate domnule profesor, suntem la faza întrebărilor. Dacă aveți întrebări în legătură cu informația, comentariile pe care ne le-a oferit doamna Popa. Dumneavoastră, mă aude? Mă auziți? Bănuiesc că nu avem... Nu, că chiar s-a blocat, îmi pare. Da. Nu este. Domnul profesor, ne auziți? Bună ziua! Domnul profesor, suntem la faza întrebărilor. Dacă aveți întrebări în legătură cu... Este... Nu știu dacă mă auziți. Da, vă auzim foarte bine. Vorbiți. Eu vă aud?
este un lag de 14 secunde. Da, rămâne comun. Da, dacă mai sunt întrebări, fiindcă va trebui să ofer cum. Am auzit pentru că urmăresc pe YouTube. Pe Google Meet nu se aude nimic. Da, deci știu că suntem la faza întrebărilor. Și o să-mi pun întrebare. O să auziți peste 15 secunde după ce o termin. Întrebarea mea e următoarea. Merg și în zona teoretică. Titlul lucrării face referire la comportamente. Însă, din punct de vedere metodologic, experimentul se bazează pe măsurarea trăsăturilor de personalitate. Cum se împacă cele două concepte? Mulțumesc pentru întrebare. M-am referit la trăsăturile de personalitate, deoarece acestea sunt exteriorizate prin comportamentele pe care un deținut le poate adopta. M-auziți? Aici este distanța recalare. 14 secunde. Așteptăm 14 secunde. Mă gândeam să vorbiți și o să audă și o să răspundă mai târziu. Deci, trăsăturile de personalitate sunt exteriorizate prin anumite comportamente care pot fi influențate de mediul social, mediul educațional, mediul cultural și dacă luăm seama de mediul închis în care sunt deținuții, atunci aceste comportamente sunt vizibile. Așteptăm un pic. Este importantă reacția domnului profesor. Da, da. Tot. Vă aud perfect. M-ați auzit, da? 14 secunde. De regulă este așa, sala asta. Înainte nu era așa. Nu era așa. Deci ăsta nu. În ceva s-a întâmplat. Că nu e așa. Da, pentru că eu vă aud pe dumneavoastră live, pe YouTube, dumneavoastră pe Google Meet, m-au auzit cu 14 secunde de întârziere. Da. Dacă ne auziți, domnul profesor, care este reacția dumneavoastră la comentariile, la răspunsul cu care a operat doctoranda Popa? Exact ce mă așteptam să fie. Îmi place abordarea asta. Vreau să văd dacă, într-adevăr, în spatele ei se află aceeași teoretizare pe care o bănuiam. Și, într-adevăr, conform celor mai noi modele din psihologie, mă refer la abordarea densității de probabilitate a Friesen. Deci această teorie privește trăsăturile de personalitate drept centre ale unor distribuții variate de comportament. În sensul că o persoană, dacă o luăm la un moment dat sau o perioadă mai lungă de timp și dacă observăm comportamentele, dă dovadă de toate comportamentele, nu numai de anumite tipuri de comportamente, de exemplu de agresivitate. Dar dacă facem o medie, măsurăm, facem o distribuție și ne uităm la tendința centrală, acea tendință centrală corelează foarte bine cu măsurătorii de Big Five. Este un articol foarte citat pe tema asta și, din punctul ăsta de vedere, lucrarea se potrivește foarte mult. Într-adevăr, din punct de vedere al, să zicem, urmării în timp a acestor cazuri,
aici, mă rog, nu am lucrat direct pe deținut, dar majoritatea cazurilor unde sunt intervenții, inclusiv în educație, pe unde am specializat eu sau pe relații intergrupare, din păcate, de obicei, efectele intervențiilor se desfășoară, devin mai mici. De ce? Pentru că, până la urmă, comportamentul este și o funcție de situație, nu numai de personalitate. Și atunci, deci, dacă deținutul revine înapoi, în același mediu care favorizează, să zicem, comportamentele agresive prin deprivări materiale, cultură specifică și așa mai departe, nu putem să avem așteptări prea mari. Decât dacă intervenția în domeniul, în interiorul penitenciarului, este cuplată cu o altă intervenție în momentul în care deținutul iasă afară și este ajutat să se integreze în societate și să-și modifice și acolo în mediu. Mulțumesc! Mulțumesc și mulțumim. Eu, profesor. Alte întrebări, alte intervenții, alte provocări? Nu? Bine? Mai ales să mai fie și categoric, categoric. Onorat auditoriu. Iată că am încheiat faza întrebărilor. A fost o fază pentru mine foarte interesantă. A fost o fază cu întrebări care au acoperit partea teoretică, dar și partea empirică și cea experimentală. Mulțumim doctorande pentru răspunsurile cu care au operat. Acum, în strictă conformitate cu procedura aprobată în cadrul Universității Libere Internaționale din Moldova, merg spre membrii Comisiei de Susținere Publică, a tezei de doctorat, pentru a ruga să vină cu referatele sale, cu avizele sale, să analizeze lucrarea în toată profunzimea ei. Pentru început, ofer cuvântul domnului Vasile Cernac, doctor în psihologie, profesor universitar, Universitatea de Medicină, Farmacie, Științe și Tehnologie, George Emil Palade, din Târgu Mureș. Chiar acum, domnul profesor, am scris un articol în care încercam să demonstrez că, de fapt, Palade nu este românul care a ridicat premiul Nobel, este americanul de origine română, fiindcă avem o discuție în spațiul românesc, cum se explică faptul că românii care au talent, sunt conspiri de creativitate extraordinar, deocamdată nu au ridicat premiul Nobel în calitatea lor de cetățeni ai României. Dar cu altă ocazie vom vorbi despre acest subiect. Așadar, îi oferim cuvântul domnului profesor Vasile Cernat. Vă rugăm foarte mult, domnul profesor. Cuvântul vi se acordă. 14 secunde. Probabil acum ați putea la muncă. Fiindcă discursurile vor fi mai lungi. Vă mulțumesc! De acord cu observația de noastră cu Palade, este un fenomen clasic în psihologia socială. Se întâmplă și la alții, că așa, în momentul în care o persoană face ceva care ne face mândri, o atragem către noi, o vedem în mai mare măsură ca fiind aparținând în grupul. Când face ceva mai puțin dezirabil, o respingem și dacă e, cum să zic, are o legitimitate mare ca apartenență în grupul. Însă, să mergem la partea cu referatul. Lucrarea constă în elaborarea profilurilor psihocomportamentale ale deținuților prin identificarea trăsăturilor de personalitate dominante ale acestora. Lucrarea analizează legăturile dintre aceste trăsături, adaptarea la mediu și programele psihosociale parcurse de deținut, reglifând posibilitatea schimbării comportamentale a deținuților prin elaborarea și implementarea unor acțiuni formative. Mă rog, ca să economisesc timp, o să mai salt peste unele paragrafe. Pentru a-și atinge aceste obiective, lucrarea prezintă o sinteză a celor mai importante abordări din domeniu, acordând un spațiu semnificativ atât celor mai importante repere istorice în studiul personalității, și aici merge destul de departe, cât și abordărilor contemporane, precum abordarea Big Five, pe a căror instrumente de evaluare a trăsăturilor de personalitate, deși folosește în partea empirică, ceea ce este foarte bine, întrucât este cel mai utilizat instrument de măsurare a personalității. Însă nu se limitează doar la atât. Subiectul tratat în lucrarea dată este abordat inter- și transdisciplinar, fiind de actualitate nu doar în psihologia socială, ci și în domenii cum ar fi psihologia juridică și sociologia juridică.
ce ne interesează pe noi, atât problematica de cercetare, cât și scopul și obiectivele, prezintă originalitate, au un eșafodaj teoretic și metodologic care o plasează în zona de noutate și relevanță științifică, unde ar trebui să fie orice teză de doctorat. Din punct de vedere al suportului metodologic al lucrării, acesta este bine definit și focusat, corespunde temei tezei, iar obiectivele cercetării permit realizarea completă a acesteia. Cadrul de cercetare este unul logic bine gândit. Cum am spus, măsurarea personalității se bazează pe lângă Big Five și pe chestionarul de personalitate Zuckerman, Pullman, de unde a luat, de exemplu, agresivitatea. Cred că a pus să se concentreze direct pe agresivitate și nu indirect prin fațeta ale Big Five-ului. Iar pe lângă aceste instrumente de evaluare a personalității, s-a mai folosit și de date demografice, de o aplicație web și așa mai departe. Inclusiv metode specifice, cum a spus în prezentare, metode specifice a abordărilor calitative. În esență, aceste instrumente asigură un mix metodologic care oferă un grad ridicat de încredere în fidelitatea și validitatea datelor colectate. Din nou, metodologia cercetării se aliniază foarte bine, corespunde scopului, iar metodele empirice utilizate sunt robuste și corespund tipului studiului. Rezultatele obținute pe baza acestui mix metodologic sunt relevante, sunt descrise clar, concis, datele descriptive sunt corelate și completate de grafice informative. Interpretarea rezultatelor este concisă și la obiect, iar din punctul meu de vedere, aceste rezultate au atât valoare nomotetică, deoarece pot fi folosite atât pentru testarea ipotezelor actuale, cât și în sens meta-analitic, în orice altă analiză viitoare, cât și interografică, prin evidențierea unicității fiecărui participant și realizarea unui profil psihocomportamental relevant pentru reintegrarea socială. Redactarea lucrării este realizată îngrijit cu respectarea cerințelor tehnice. Textul lucrării este ușor de parcurs, de înțeles, corect din punct de vedere lexical, sintactic și ortografic. Standardele bibliografice sunt aplicate corect. De asemenea, mai trebuie subliniat faptul că această activitate empirică susținută s-a concretizat și în publicarea unor lucrări științifice, mai exact 13, o parte dintre ele au fost indexate în bază de date pe cum ProQuest, EBSCO și așa mai departe. În concluzie, recomandăm acordarea titlului de doctor autorului lucrării, psihologă Caterina Popa. Vă mulțumesc! Mulțumim, domnul profesor. Stimați colegi, membri ai comisiei, avem două variante. Prima, una cumulativă, am putea aduna impresiile, ca la urmă să veniți cu o replică generală. Eu cred că este mai bună prima variantă, a doua variantă la care vreau să mă refer, ca replica să vină imediat. Vorbește membru comisiei, vine cu al său aviz și atunci, ca să fie o replică concretă care ar acoperi cuvintele, ideile emise de membru comisiei, ar fi mai interesant pentru noi, dar rămâne la discreția dumneavoastră. Deci replica vine imediat după fiecare intervenție nota a membrului. Da. Păi replica doctorandei care spune, da, spune, a, da, ce măsură acceptă, nu acceptă, da, că viziunea ei este o idee care ar contribui la dezvoltare ulterioară, ca la mai apoi, când oricând o să aveți un cuvânt, care va fi general la urmă, în care o să vorbiți despre noi, despre atmosferă, despre tot ce s-a întâmplat în data de 25, 2 plus 5 să vă uităm, aprilie 2024, cum procedăm? Cum spuneți, vox populi, cum procedăm? La mine e prima variantă, nu mai acceptăm. Ce-s foarte bine. La final. Să mulțumesc pentru tot. Tot timpul a fost atunci și mulțumesc foarte mult și acum. Așadar, vă rog foarte mult să veniți cu o reacție, cu un răspuns, cu o replică, în sensul cel mai frumos al cuvântului, răsesc cuvântul replică, la cuvintele, la ideile și la concluziile pe care le-a formulat domnul profesor. Da. Mulțumesc foarte mult, domnule profesor, pentru sprijinul, pentru tot avizul dumneavoastră favorabil la adresa tezei de doctor.
Mă bucură foarte mult să vă cunosc și vă mulțumesc tare mult că ați fost alături de mine, că ați rupt din timpul dumneavoastră prețios pentru a fi aici cu noi în Comisia de Susținere a Tezei de Doctor. Vă mulțumesc tare mult și cu recunoștință. Din respect pentru domnul profesor, așteptăm 14 secunde, fiindcă dumneavoastră ne va spune care este replica dânsului la ceea ce a spus dumneavoastră. Mulțumim mult. Oricum, încă n-am trecut 14 secunde. Este foarte important ca și domnul profesor vadă că respectul nostru este nemărginit. A fost o bucurie să particip, vă mulțumesc. Mult succes în continuare. Să așteptăm ce spun și colegii din comisie. Da. Mulțumim mult, domnul profesor. În continuare, ofer cuvântul doamnei Lăcrămioara, mai multe melodicitate, vă asigur, și asum foarte bine, mi-a spus că așa trebuie să vă rostesc pe numele, Mocanu, Lăcrămioara Mocanu, doctor în psihologie, conferențial universitar, care reprezintă Universitatea Danon Plus din Galați. Stimată doamnă profesor, cuvântul de sofrează. Mulțumesc. Mai bine, rămân așa. Teza de doctorat cu titlul Influența activității de reintegrare psihosocială raportată la schimbările comportamentale survenite asupra persoanelor deținute, explorează un subiect de actualitate la nivelul schimbărilor comportamentale survenite asupra persoanelor deținute, atrăgând atenția asupra necesității elaborării și implementării unei metodologii de stabilire a profilului psihocomportamental al deținutului, care să ofere direcții clare de recomandare a programelor psihosociale, astfel încât, în urma parcurgerii acestora de către persoanele deținute, să fie observate schimbări comportamentale. Demersul de documentare și cercetare ale doctorandei a vizat aplicarea metodologiei de schimbare a profilului psihocomportamental al deținutului, prin recomandarea clară a programelor de reintegrare psihosocială, strategie gândită ca un instrument de evaluare a comportamentului, fiind important de menționat că descoperirea trăsăturilor dominante de personalitate reprezintă un pilon al oricărui program care are în vedere integrarea socială a deținuților, deoarece individul, prin unicitatea lui, reacționează diferit la anumite sarcini, astfel că trăsăturile de personalitate evoluează pe timpul vieții unui individ, fiind în permanență în contact cu mediul social, care oferă oportunități de formare a personalității, iar problemele adaptative generate de îmbinarea în frustrări, anxietăți, agresivitate, oferă un contur nociv al individului. Doctoranda abordează diverse metode și instrumente pentru a evidenția efectele activităților de reintegrare socială, identificarea și examinarea diferiților factori care pot pune amprenta mecanismului intern, dar și extern, al fluctuației comportamentale umane asociate persoanelor deținute. Cercetarea pornește de la analiza conceptuală și contextuală a ceea ce înseamnă și implică cunoașterea aspectelor legate de acele fenomene analizate, și anume influența activităților de reintegrare psihosocială și schimbările comportamentale survenite asupra persoanelor deținute. În ansamblu, cadrul cercetării urmărește să identifice factorii care influențează activitățile de reintegrare psihosocială, precum și modul în care acesta generează schimbare, motivare sau un anumit tip de comportament survenit asupra persoanei deținute. Realizarea tezei de doctorat se înscrie într-un demers pozitivist-constructivist prin analiza obiectivă a conceptelor și contextelor situațiilor date. O să fac așa o sumare. Teza de doctorat este structurată în trei capitole, concluzii generale și recomandări, respectiv bibliografie. Și
Prezintă în ansamblu doctoranta noastră, teza, cu titlul menționat, sub coordonarea științifică a doamnei profesor, conferențiar universitar dr. Iulia Iurchevici, o lucrare științifică solidă, bine documentată și argumentată, bazată pe o bibliografie bogată și actuală. Prin modul de abordare, prin metodologia folosită, care a presupus analize complexe în plan cantitativ, doctoranda a dovedit că are calități de cercetător, că a analizat și a sistematizat un volum mare de date și informații, formulând concluzii bine justificate. Prin cercetarea sa aduce numeroase contribuții domeniului, atât de utile, atât teoretice, cât și practice, psihologiei judiciare, cât și celei sociale. De asemenea, doctoranda a valorificat în mod eficient rezultatele cercetării obținute pe parcursul ciclului doctoral prin publicarea de lucrări în reviste indexate, în baze de date internaționale, precum și prin prezentarea de comunicări științifice atât la conferințe naționale cât și internaționale. Analiza tezei de doctorat evidențiază faptul că în ansamblul său lucrarea deține elementele de natură calitativă pentru a putea fi susținută public. Teza elaborată de doctoranda Popa Ecaterina este judicio-structurată, astfel încât oferă posibilitatea unei tratări riguroase în domeniul adoptat și aprobat. Pe baza acestei descrieri și prezentări, considerăm criteriul 1 îndeplinit. De asemenea, teza elaborată de către doctoranda Popa Ecaterina prezintă o ținută științifică ridicată în conținutul său, prin conținut și prin modul de tratare a problemelor legate de influența exercitată de către activitățile de reintegrare psihosociale raportate la schimbările comportamentale survenite asupra persoanelor deținute din România. Din această perspectivă, apreciem că teza elaborată aduce în prim planul cercetării științifice o serie de abordări cu caracter inovativ, cu impact semnificativ asupra stabilității programelor psihosociale realizate în penitenciar, în baza profilului psihocomportamental al deținutului. Pe aceste considerente putem menționa criteriul 2 îndeplinit. Doctoranda noastră a prezentat o parte importantă din aspectele metodologice și aplicative, cât și rezultatele cercetării la diferite manifestări științifice, așa cum rezultă din dosarul prezentat de doamna profesor Iulia Iurchevici. Și aceasta au fost publicate la diferite, în diverse forme, cât și ca autor, cât și cu coautor în publicații de specialitate. Din aceasta putem trage concluzia că criteriul 3 este de asemenea îndeplinit. În concluzie, pe baza criteriilor existente cu privire la elaborarea tezei de doctorat și a constatării că sunt îndeplinite toate aceste criterii, așa cum am argumentat mai sus, consider că lucrarea de față corespunde exigențelor privind conferirea și atestarea titlului științific și apreciez că este justificată susținerea publică a tezei și acordarea titlului de doctor în psihologie. Mulțumesc. Mulțumesc foarte mult. Cuvântul îi se oferă. Mulțumesc. Doamna profesor Mocanu, vă sunt recunoscătoare pentru recenția și pentru cuvintele frumoase pe care mi le-ați adresat astăzi. Vă mulțumesc foarte mult pentru și timpul acordat și disponibilitatea dumneavoastră de a fi astăzi lângă mine și pentru cuvintele frumoase pe care le-ați adresat și le-ați pus în recenzie. Vă mulțumesc tare mult! Mulțumesc și eu și mă simt onorată astăzi că mă aflu aici.
Vă mulțumim. Mulțumim foarte mult. La sloc, fiind în continuare, cuvântul îi se oferă doamnei Maria Vărlan, doctorul psihologist, profesor universitar, membru referent, reprezentând Universitatea Pedagogică de Stat Ion Creangă din Chișinău. Da, distins public, permiteți-mi și mie să prezint referatul de evaluare tezei de doctor în psihologie, influența activităților de reintegrare psihosocială raportată la schimbările comportamentale survenite asupra persoanelor deținute, autor Popa Ecaterina. Investigația științifică realizată de autoarea Popa Ecaterina este de actualitate deosebită prin problematica pe care o ridică. Programele de reintegrare psihosocială a persoanelor deținute reprezintă, probabil, cea mai importantă cale de influențare a comportamentului acestora. Anume, aceste activități vin să detroneze puterea și mentalitatea punitivă a pedepselor. Sistemele penitenciare trebuie să urmărească scopul de a ameliora condiția umană a deținuților prin oferirea de oportunități de dezvoltare a abilităților sociale, de tratare a tulburărilor psihologice, astfel încât să faciliteze diminuarea riscului de recidivă, resocializare și integrare socială eficientă. Iar acest scop poate fi realizat prin programe de resocializare și reintegrare. Autorul identifică nevoia de evidențiere a profilului de personalitate și de comportament înainte de a include deținuții în anumite programe de intervenție. Noutatea și originalitatea lucrării rezidă în faptul că încă la nivelul unităților penitenciare din România nu a fost identificată o metodologie care să vizeze evidențierea trăsăturilor de personalitate dominante și, ulterior, stabilirea metodelor de intervenție adecvate acestor trăsături. De asemenea, originalitatea mai este determinată și de faptul că autoarea evaluează programul de intervenție aplicat deținuților prin prisma modificărilor survenite în comportamentul și personalitatea acestora după participare la program. Ori anume aceste modificări ar determina durabilitatea intervențiilor. Cât privește suportul metodologic al lucrării, pentru realizarea demersului investigațional, autoarea utilizează 7 metode de cercetare experimentală, dintre care 5 empirice, 2 calitative. Pentru analiza datelor utilizează 5 metode statistico-matematice și aici apreciem faptul că tehnicile au fost supuse corecte analize, interpretarea lor s-a raportat la obiectivele și ipotezele de la care a pornit cercetarea. La etapa de constatare, autoarea supune verificării experimentale ipoteze de cercetare particulare care se referă la nivelul mai crescut de deschidere, agreabilitatea, asertivitatea deținuților după participarea la programe de integrare în comparație cu nivelul de până la participare, nivelul mai scăzut de nevrotism și agresivitate datorită creșterii nivelului de conștiinciozitate și cunoaștere de sine după participare la astfel de programe. În plus, autoarea explorează modul în care vârsta, recidivă și durata detenției, ca și variabile independente, influențează sau nu personalitatea deținutului. Relevante pentru cercetare sunt comportamentele prin care aceste caracteristici de personalitate se reflectă și care se pot modifica în urma parcurgerii programelor psihosociale oferite de sistemul penitenciar, precum și factorii ce țin de gradul de violență a infracțiunii, abaterile disciplinare grave pe parcursul executării pedepsei, durata pedepsei, vârsta, recidiva. Etapa formativă pornește de la concluzia în urma cercetării constatative, precum că programele psihosociale desfășurate în penitenciar produc schimbări asupra dimensiunilor comportamentale ale deținuților, dar întrucât participarea la astfel de programe e determinată de recompensele obținute și nu de necesitățile psihosociale reale ale acestora, acestea nu sunt suficient de evidente. Stabilirea cât mai corectă a profilului psihocomportamental al deținuților, evidențierea cât mai exactă a cauzelor care au determinat comportamentul lor antisocial și de o parte, constituie cerințe esențiale pentru recomandarea corespunzătoare a programelor psihosociale recuperative din cadrul instituțiilor penitenciare.
metodologie de creionare a profilului psihocomportamental al deținutului, care să ofere direcții clare de recomandare a programelor psihosociale pentru a obține modificări comportamentale de către persoanele private de libertate, reprezintă o valoare științifică, dar și aplicativă, incontestabilă a prezentei cercetări. Concluziile făcute de autoare la finele celor trei capitole sunt relevante și se bazează pe rezultatele obținute în cercetare. Lucrarea este redactată coerent din punct de vedere lexical, sintactic, ortografic și al punctuației. Textul este clar, ușor de înțeles pentru cititor, standardele bibliografice aplicate corect, datele obținute sunt prezentate și analizate detaliat, este convingătoare modalitatea sugestivă de redare prin grafice, diagrame, histograme a rezultatelor. Menționez ca foarte bună schema cercetării și redarea rezultatelor în așa forme sugestibile, precum figuri, tabele, care sunt integrate logic în structura experimentului de constatare și cel formativ. Autoarea are un stil științific desăvârșit de prezentare a datelor. Autoarea a respectat principiile și valorile etice cercetării științifice, a realizat citări ale materialelor și ideilor preluate din surse, datele utilizate sunt veridice și demonstrează cunoașterea surselor citate. Autoarea are suficiente articole publicate în reviste științifice și în lucrările conferințelor și altor manifestări științifice. În concluzie, autoarea a contribuit la investigarea unei probleme complexe cu prezentarea unor concluzii pertinente extrase dintr-un material experimental bogat. Relatările expuse ne permit să conchidem că teza de doctor în psihologie cu titlul Influențarea activităților de integrare psihosocială raportată la schimbările comportamentale survenite asupra persoanelor deținute corespunde cerințelor înaintate față de asemenea tip de lucrări, iar autoarea cu pe Caterina Milită să îi se conferi titlul de doctor în psihologie, specialitatea 511-03 Psihologie Socială. Mulțumim foarte mult! Stimată doamnă profesor, mă simt onorată de cuvintele frumoase pe care le-ați utilizat în recenția dumneavoastră. Sunt privilegiată și vă sunt recunoscătoare. Vă mulțumesc tare mult pentru cuvintele frumoase adresate. Mulțumim. În continuare va vorbi doamna profesor Svetlana Rusnak. Mulțumesc mult. Deci eu din nou o să vorbesc că am oferit frește această recenzie și o să vorbesc mai scurt decât am scris. Lucrarea într-adevăr merită o analiză și o recenzare vastă. M-am prins la asta atunci când am început să o citesc și prima dată prima susținere în calitate de îndrumător și a mai departe și ulterior, până acum, până la ultimul moment. Deci, dar voi încerca să spun lucrurile cele mai importante și impresiile cele mai importante pe care le-am în raport cu lucrarea care a fost astăzi prezentată pentru a fi înaintată la titlul de doctor pretendenta. Încep cu faptul că tema prezintă noutate și originalitate și asta este înțeles de la sine, de către cei care sunt preocupați de cercetări nu doar în domeniul psihologiei, aspectelor psihosociale ale mediului penitenciar, dar al tuturor celor care fac cercetări sociale și foarte bine sunt descrise de către autoare. În primul rând, îmi pare că repet pe cineva, dar în primul rând trebuie să ne dăm seama că recuperarea și reintegrarea socială reușită, de fapt, este condiția principală a profilaxiei infracțiunii. Cu cât mai multe persoane, și mai ales dacă ținem cont de persoanele tinere deținute, vor fi recuperate și reintegrate reușit în contextul social, cu atât mai puține, mai mică va fi rata recidivei și mai puține infracțiuni vor fi comise. Deci, respectiv, rolul psihologului care a fost aici ridicat la un alt nivel de către autoarea tezii devine foarte important în această activitate.
vorbind despre dificultățile de recuperare, de integrare în cadrul mediului penitenciar, vreau să zic că persoana și acest mediu fiind într-o relație de interdependență poate fi atât influențată de către condițiile grave, de către angajații în acest sistem și poate fi influențată pozitiv, cât și poate fi din potriva în locul recuperării și reintegrării și mai mult deci dezintegrată social, ca la întoarcere să se pomenească din nou în fața imposibilității de a găsi modalități de funcționare socială pozitivă și să confrunte din nou acest risc al recidivii sau chiar și să devină persoană care comite repetat infracțiune. Deci, adică abordarea pe care a propus-o competitoarea arată o conștientizare profundă a problemelor actuale și totodată o încercare de a propune noi variante care se soldează cu succes, dar aceste variante, din nou, sunt propuse de către o competitoare, dar cred că mulți alții care vor cerceta acest mediu vor găsi noi și noi posibilități, fiindcă mediul, într-adevăr, este destul de vast și variat și fiecare cercetător va încerca să surprindă individualitatea în acest mediu, așa cum a făcut-o competitoarea noastră, stabilind anumite caracteristici asupra cărora se poate influența și punând la baza activității de recuperare profilul psihocomportamental, adică individual profilul, nu ceva deci larg, vast, bazat pe niște clasificări mai generale, dar orientând activitatea spre lucrul individual cu fiecare deținut. Deci, putem să spunem că tema este de actualitate nu doar pentru sistemul penitenciar, dar pentru întreaga societate și că aceste programe ar fi bine dacă și-ar găsi continuitate și promovare în multe alte penitenciare și, de ce nu, prin publicațiile ei sau poate prin completarea și câștigarea unor proiecte promovate la nivelul transfrontalier, dacă vorbim despre Republica Moldova și posibilitatea de a implementa aceste programe și această metodologie de organizare a recuperării și, de ce nu, promovate la nivel internațional. Teza, totodată, este metodologic destul de complexă, fapt în care se și impune, ceea ce este văzut și prin încercarea de a prezenta această metodologie generală în introducere. Mai apoi este prezentată metodologia cercetării pe care o numim noi de constatare sau exploratorie, ca o continuare la metodologia generală în capitolul 2, continuată din nou tot într-o corelație cu metodologia generală și a cercetării exploratorie în capitolul 3. Și mie îmi pare că și rezultatele sunt importante, dar aici este important mai ales abordarea sa metodologică a fenomenului de integrări psihosociale a deținuților, care de fapt oferă posibilitatea autora să vină creativ cu însăși conținutul programului, căci metodologia, după părerea mea, contează mult mai mult decât un conținut al programului. Important este a ști pe ce schelet se aranjează tehnicile și metodele folosite de către specialistul din penitenciar. Deci, astfel, considerăm că teza are în primul rând, se caracterizează prin acest caracter metodologic definit de către autoare, cât și printr-o aplicabilitate, inclusiv prin aplicarea acestei metodologii într-un mod creativ de către specialiștii psihologi din sistem. Deci, începând de la partea teoretică, vreau să zic că, deși doctoranda menționează că totuși
subiectul dat nu este abordat chiar atât de larg și așa și este în literatura chiar internațională, cu atât mai mult de acolo pentru România cunoaștem un autor deci mai bine cunoscut și în rest mai mult la nivel de niște publicații pe anumite doar aspecte ale psihologiei penitenciare și cu evidența aspectelor psihosociale ale acestui mediu și acestei psihologii. Pentru Republica Moldova, în general, studiile sunt foarte puține. Înseamnă că doctorandii totuși au reușit să facă o analiză teoretică, extrăgând din tot totalul de literatură internațională aproape 390 de titluri. Fapt care vorbește despre abordarea meticuloasă a problemei, încercarea de a scoate în evidență toate aspectele teoretice care au fost reflectate de către predecesori până la întocmirea acestei lucrări. Respectiv, în baza acestei analize din capitolul numărul 1, a stabilit și a redactat ulterior, ca așa și-a spus, într-un mod corect, problema de cercetare care i-a orientat cercetarea, oferindu-i acest valoare mai ales aplicată, deși însăși metodologia propusă poate completa destul de reușit cadrul teoretic al psihologiei penitenciare și al psihologiei sociale. Deci eu am vorbit despre suportul metodologic, pot să vorbesc, să mai completez aici de faptul că analiza statistică efectuată, dar și analiza și cantitativă, nu doar, și calitativă, nu doar cantitativă a datelor, tot se impune prin meticulozitate, prin legete curioasă a metodelor. Dacă vorbim de valoarea științifică, deja am început să menționez lucrul dat, să vorbesc despre valoarea mai ales aplicată a acestei teze. Și ar fi păcat că ea să nu fie mai apoi publicată și promovată pentru ca să o cunoască specialiștii din domeniul mai gust al psihologiei penitenciare și de ce nu specialiștii psihologi. Deci valoarea este redată prin materialele analizate în capitolele 2 și 3. Consider că iată stabilirea acestui profil de terapeut baza mai multor metode valide, validate pentru populația românească al deținutului, oferă o bază care poate fi folosită și de alți specialiști pentru înțelegerea acestor complexități comportamentale și psihologice pe care ni le oferă persoana aflată în cadrul mediului penitenciar. Deci, încercând să surprindă aceste caracteristici care, pe de-o parte, pot să fie undeva caracteristici tipice persoanelor cu comportament antisocial și să le surprindă la nivel de fiecare individ. Deci, doctoranda leagă acest profil de acele aspecte individuale și trece mai apoi la aspectele demografice și însăși aspectele mediului penitenciar care pot stimula comportamentele din penitenciar ale deținuților. Mai departe, cercetătoarea demonstrează că participarea la programele psihosociale poate influența pozitiv și recupera anumite trăsături, dar totodată spori agreabilitatea persoanei prin reducerea agresivității și nefrotismului. Arată importanța vârstei, arată importanța calităților de personalitate. Prin toate cercetările expuse din capitolul 2, de fapt, se fundamentează baza pentru acel experiment formativ care a fost expus în
capitolul 3. Din nou, și capitolul 3 are o explicație, un praludiu metodologic destul de bogat, lucru pentru care pot să menționez de acum valoarea aplicată, dar și valoarea teoretică a tezei prin această metodologie explorată de către autoare în documente și mai apoi explorată. Așa, eu merg pe bucăți, pe care sunt 9 pagini, încerc să spun ce este mai important. Evidențiază destul de bine efectele psihologice și comportamentale ale detenției și prin utilizarea unor fenomene specifice detenției, despre cum ar fi acel șoc al încarcerării, de personalizare, fenomenul ăsta de prizoniera, care de fapt sunt niște lucruri care au un caracter, pe de o parte social, pe de o parte se manifestă diferit la fiecare individ supus detenției. Deci, iată aici, înainte de a trece la aspectele mai mult tehnice, m-am gândit că cercetarea, într-adevăr, trebuie să fie continuată și de aceea recomand ca această metodologie să fie verificată, poate prin colaborările cu colegii, metodologie de stabilire a profilului psihocomportamental și în alte penitenciare din România. România, într-adevăr, are diverse zone cu divers specific cultural, lucru care ar putea îmbogăți într-o oarecare măsură această metodologie și o puteți promova. Deci, în continuare, s-ar vedea cum metoda dumneavoastră lucrează și în alte contexte culturale și etnice. Ar fi important efortul dumneavoastră de dezvoltare a unor metode în care ar putea fi implicați nu doar psihologii, dar și alți lucrători preocupați de recuperare, cum ar fi, de exemplu, aceiași asistenți sociali și ați vedea rostul în implementarea acestor programe. Deci, fiecare intervenție pe care dumneavoastră ați propus-o încearcă să țină considerație de profilul individual al fiecărui deținut și consider că lucrurile date cu timp ar putea fi îmbogățite pentru a găsi noi metode pentru identificare, cum și-am vorbit, m-a interesat foarte mult și chiar, într-adevăr, undeva de parcă atunci când mi-a venit ideea asta, dacă ar putea această metodologie să mai conțină încă niște probe prin care ar fi identificate aptitudinile profesionale înclinația către anumite aptitudini și iar programul să fie completat cu o orientare diferențiată, individualizată în carieră și formare profesională în scopul de a-i oferi la eliberare deținutului o posibilitate susținută social și de ce nu financiar de reintegrare și de nerepetare a infracțiunii. Deci, așa că eu cred că activitatea dumneavoastră în continuare poate să fie preocupată de îmbogățirea acestei metodologii. Mai departe, eu încă de pe timpurile când noi lucram cu fenomenul violenței în familie, promutând anumite tehnici și metode din România, care și-a adoptat mai devreme și... Dar stați așezată și mai devreme și-a adoptat și legea și știu că diverse departamente și ministere din România au diverse tehnologii de evidență a beneficiarelor de servicii, a oamenilor cu care se lucrează. Deci eu cred că ar fi binevenită dacă, în primul rând, departamentul penitenciar ați recomanda să aibă niște tehnologii moderne care v-ar ajuta în cercetările care se efectuează pe deținuți. Mai ales că asta noi luăm de acolo, învățăm. Deci pentru dumneavoastră asta ar fi mult mai ușor.
Și totodată ați putea să propuneți, într-adevăr, o urmărire a traseului post-detenție în sens de, nu ca urmărită persoană mai strâmbit vinovată, în sens de identificare a lucrurilor care lucrează și a lucrurilor care mai necesită să fie corectate, fiindcă, de fapt, deținutul frecvent vine cu recidivă, se întoarce în penitenciar, grație nu atât dorinței lui pe care fiind conștiente, cât anumitor circumstanțe, inclusiv și legate de personalitate, care îl fac să nu poată face o alegere corectă a modalității de comportament atunci când se eliberează. Deci adoptarea unor tehnologii moderne în acest scop ar fi binevenită. Deci, cu referință la redactare, teza este redactată după toate cerințele, chiar m-am uitat, este destul de bine redactată și lista bibliografică și poate că undeva nu mai scapă chiar și mie cutiu dacă merg careva un mic șal ortografic, dar asta nu este, cred că, atât de important. Teza are un limbaj științific. Deci, aparatul ăsta categorial a fost formulat, reformulat până la moment că e o corespunde cerințelor regulamentare. Este respectată în cercetarea etică și deontologia profesională, mai mult ca atât doctoranda prezintă modalitățile de organizare cercetării, deci exploratorii și celei formative. Și prin faptul că lucrarea a trecut verificarea de plagiat, vorbim de etica cercetării deja, și este o lucrare care prezintă originalitate, deși folosește foarte multe surse, care sunt citate îngrijit, încât lucrarea este originală. Cantitatea de și calitatea publicațiilor la temă tezei de doctorat corespunde tuturor cerințelor. Doctoranda are publicate articole la conferințe și în reviste științifice recenzate din Republica Moldova și România și inclusiv în bază de date internaționale sunt la fel în revistele date. Astfel, teza de doctorat, din concluzia mea, cheamă cea mare, pot să spun că, într-adevăr, teza dată corespunde tuturor cerințelor academice și științifice ale domeniului, demonstrează o profundă înțelegere și aplicare. Doctoranda demonstrează o profundă înțelegere și aplicare riguroasă a principiilor psihologiei sociale în cercetare efectuată în contextul penitenciar, iar având în vedere această calitate a cercetării și contribuție la domeniul de cercetare, autoarea merită acoperirea titlului de doctor în psihologie. Mersi mult! Acest deci, mersi a fost rostit cum ați de maniera franceză impecabilă. Am mulțumesc. Da, mulțumesc și mulțumesc la fel. Dar într-o variantă românească, impecabilă. Uh-huh. Vorbim foarte mult să vedeți cu reacția. Doamne profesor, eu vă mulțumesc din suflet. Vă mulțumesc în primul rând că mi-ați fost îndrumător. Și toate sugestiile, îndrumările, recomandările făcute. Probabil că teza de doctor nu ar fi ajuns la acest nivel fără recomandările dumneavoastră. De aceea, poate cuvintele mele sunt de prisos, sunt, nu știu, poate n-au valoarea pe care aș vrea să o transmit pentru să vă mulțumesc pentru toate îndrumările și recomandările făcute. Am să țin cont de recomandările pe care mi le-ați făcut și acum. Să știți că am luat deja, am făcut câteva demersuri. De exemplu, am făcut o adresă pentru achiziționarea unor teste care să evidențieze mai clar anumite trăsături de personalitate, anumite teste care pot genera un profil online, sunt mult mai ușor de aplicat și generează o evaluare mult mai complexă decât testele creion hârtie, când necesită și timp îndelungat de aplicare. Vă mulțumesc tare mult!
Mulțumesc și asigurați sustenabilitatea rezultatelor. Este păcat că foarte multe din lucrările care vin cu un șir de propuneri și inovații și așa mai departe, rămân doar la nivel de raft de bibliotecă. Deci insistați, fiindcă dumneavoastră sunteți din sistem, deci am vrut să spun că o felicit pe conducătoare pentru faptul că au ajuns la acest final foarte frumos cu această lucrare și vreau să mai spun că deci în lucrarea dată se vede mâna unui om care este și practician în domeniu. Dar asta nici de cum nu stripește din calitatea cercetării teoretice pe care a efectuat-o, fiindcă v-am zis, îmi place foarte mult meticulozitatea asta metodologică a doctorandei de a încerca să surprindă diverse aspecte care ar ajuta la proiectarea unui asemenea program. Și eu ador să lucrez cu deținuții. Da, mulțumim. Vreau să o iubești, pentru că te ducem. Acum, conform ecuației care a fost elaborată la Olimp, mi-am pare foarte interesantă. Felicitări doamnei dr. Elena Robu, care a creat o platformă foarte interesantă. Vă spun că lucrurile vor evolua mai departe pe următor. Eu îmi voi acorda bine cuvântul, eu va trebui să vorbesc și eu câteva minute, după care va trebui să vorbească conducătorul doctorat, fiindcă cuvântarea dumneavoastră este cu mai multe valențe. Dumneavoastră va trebui să se refere la lucrare și nu doar la lucrare. Va trebui să-mi descrie personalitatea doctorandei, de aceea, conform acestui scenariu, vorbesc eu câteva minute, după care, cu mare plăcere, am să ofer cuvântul dumneavoastră. Las loc, fiindcă încep să vorbesc eu. Ce vreau să vă spun? Mai întâi, toate vreau să spun că astăzi asistăm la un spectacol intelectual, la o activitate, la o întâlnire intelectuală foarte interesantă, atractivă, aș spune eu, cu un alt coeficient de expresie epistemică, aș spune eu. Pentru mine este o mare bucurie, fiindcă este tipul de întâlnire prin care mă dezvolt împreună cu doctoranda și împreună cu conducătorul de doctorat. Fiindcă lucrarea noastră ne-a pus în mișcare intelectuală, ne-a făcut să gândim, să facem tot felul de comparații, să gândim cu sugestii și pe alocuri cu anumite obiecții. Mulțumesc cu această ocazie conducătoare de doctorat, care a avut inspirație, care a venit cu idei, care și-a asumat riscul, responsabilități, care a fost mereu alături de dumneavoastră, demonstrând că este foarte responsabil, foarte consecvent în acțiunile ei, că este un om care poate avea toată încredere. Felicitări pentru dumneavoastră! Ați acceptat provocările, ați mers înainte, ați rezistat și iată că am ajuns împreună în acest 25 aprilie 2024. Nu mai deschid paranteza cu 25. Este foarte important. Vă mulțumim pentru faptul că ne-ați oferit această frumoasă ocazie de a intra în lumea unei psihologii serioase. Acum vreau să spun că după ce ați vorbit, mă refer la membrii Comisiei de Susținere Publică, totul mi-a devenit clar, fiindcă tot ce am vrut să spun consumă perfect cu acele constatări pe care le-ați făcut dumneavoastră. Eu, într-adevăr, consider că lucrarea este de o incontestabilă actualitate, că este o lucrare care îmbogățește psihologia penitenciară, psihologia judiciară, psihologia socială, știința psihologică, în general. Este o lucrare care se impune printr-o evidentă notă de originalitate. Este o lucrare care vine cu mai multe eșafodaje care au fost construite meticulos și cu foarte multă responsabilitate, mă refer la eșafodajul teoretic-conceptual, cel metodologic, cel empiric-experimental. Este o lucrare care se impune printr-o evidentă importanță practică, aplicativă, dar și cu elemente de inovație foarte interesante. Bineînțeles că prin concluziile și recomandările sale, lucrările dumneavoastră merită să fie mișcată înainte pentru a fi apreciată cu calificativul de doctor în psihologie. Despre asta vă vorbim mai jos. Totodată subscriu și elementelor cu caracter critic, care au apărut de o manieră absolut firească în cadrul discuțiilor noastre. Un lucru interesant, un detaliu, dacă doriți. S-a mers mai degrabă pe ideea de sugestii și nu pe ideea de obiecție, de observație.
ceea ce înseamnă că lucrarea dumneavoastră ne-a impresionat. Lucrarea a impresionat membrii Comisiei de Susținere Publică, care au considerat că mai degrabă trebuie să vină cu niște sugestii foarte consistente. Într-adevăr, dau dreptate la profesor Vârlan, spre exemplu, care v-a întrebat care este impactul elementelor inovative cu care veniți asupra schemelor deja existente, asupra programelor de reintegrare socială, de reinserție socială deja existente. Și vreau să spun că impactul ar putea fi foarte mare, mai trebuie să aveți curajul să vorbiți la direct despre faptul că lucrarea dumneavoastră ar putea să aducă o nodă de schimbare, că ea ar putea redimensiona schemele existente care sunt foarte mulți ani în sistemul penitenciar românesc. Accept în totalitate, spre exemplu, ideea care a intervenit doamna profesor Svetlana Rusnac, care a operat cu un cuvânt care mi-a plăcut foarte mult, extindere. Trebuie să o extindeți, să mergeți spre alte penitenciare, fiindcă Republica Moldova la noi, penitenciare care parcă sunt penitenciare și totodată parcă nu sunt penitenciare, sunt mai degrabă niște izolatoare. Spre exemplu, și noi operăm cu noțiunea sau operăm cu penitenciarul 13, care nu este un penitenciar, ci este mai degrabă un izolator. Aici, în curând, poate în sfârșit o să apară peste câțiva ani, către 2018, un autentic penitenciar în zona asta industrială a Chișinăului. În România lucrurile stau un pic altfel. Dar acest cuvânt extindere mi-a plăcut și dintr-o altă perspectivă. Este important, utilizând în denumirea lucrării sintagma reintegrare socială, este important să mergeți mai departe, să vedeți cum lucrurile stau când omul este deja în faza de liberare, când iată că a ieșit din penitenciar și este deja în societate. Ca să vedem acolo cum are loc adevărat reintegrarea, reinserția în mediul social. Este foarte interesantă ideea să fiți într-o colaborare strânsă pentru viitor, evident, cu asistenții sociali, dar mai ales cu lucrătorii din sectorul probațiunii. Mai ales, mă refer la probațiunea sentențială și mai ales post-sentențială, care ar putea să organizeze niște date extraordinare care ar vorbi despre cum stau lucrurile în realitate, după ce ați aplicat aceste programe. Multe alte lucruri foarte interesante au fost spuse, ceea ce înseamnă că aveți posibilitatea să dezvoltați lucrarea pe multe alte dimensiuni noi. M-am uitat în bibliografia lucrării, m-am uitat la marea mea simpatie, Cezare Lombroso, și cum sunt foarte mult, n-ați uitat el. De totdeauna mi-a fost simpatic, și atacat, criticat, nu-i recunoscut, să mă ne grăbim cu Lombroso. Dar trebuie să revin la lucrările lui, fiindcă el, în opera lui, are și o parte în care nu este chiar atât de categoric, te naște criminal sau delinquent. Dar iată că, în mod special, mi-a atras atenția Pinatel, Jean Pinatel, care apare în lucrare, fiindcă, de fapt, dumneavoastră dezvoltați pe el. Și va trebui neapărat să vorbiți despre cum l-ați dezvoltat. Spune, uite, lucrările lui Jean Pinatel, ele apar în perioada în care psihologia, ca și cultura în general, ca și știința în general, intra în postmodernitate, nici după anul 60, anii 70. Dar noi, de mult, nu mai suntem în postmodernitate. De aproape 30 de ani am intrat în postmodernitate, adică am intrat în metamodernitate. Lucrul schimbă radical. Războaiele nu mai sunt ca odinioară. Influențele nu mai sunt ca odinioară. Educația, cultura nu mai este ca odinioară. Noi suntem în metamodernitate. Și ați operat cu niște caracteristici care nu se regăsește la Pinatea. Multe merg în conectoarea lui Jean Pinatea. E parcă repetați profilul psihologic al lui Jean Pinatel, dar apar o serie întreagă de elemente care îl dezvoltă și schimbă un pic accent. Gândiți-vă, asistăm la o lucrare care, venind în conectarea lui Jean Pinatel, îl dezvoltă totodată. Este foarte interesant să constați acest lucru, fiindcă s-ar putea întâmpla să spunem că în metamodernitate avem nevoie de alte profiluri, de alte interpretări care deja îl depășesc pe Jean Pinatel. Gândiți-vă la asta, fiindcă în lucrare elementele este sunt. Trebuie să aveți curaj, spuneți, eu l-am dezvoltat. Eu am venit cu niște idei care, în viziunea mea, remodelează viziunea mare lui Jean Pinatel. Asta am vrut să vă spun. Ca și colegii mei din comisie, vă spun că, evident, consider că meritați să vi se acorde în altul calificativ de doctor în psihologie la specialitatea pe care o solicitați.
Consider că lucrarea merită să fie apreciată la o cotă înaltă, de care vom vorbi mai jos, fiindcă pentru asta totul se rămâne în această sală. Este importantă ziua aceasta pentru dumneavoastră, întâmplător atunci când m-am apropiat, când v-am îmbrățișat și v-am strâns puternic mâna, spunându-vă că vreau cât mai multă energie pozitivă din mine să meargă spre dumneavoastră, iată că acum văd că sau niște lucruri s-au întâmplat cu adevărat. Mulțumită prestații, mulțumită lucrării și mulțumită competenței profesionale pe care au manifestat-o colegii mei în această comisie. Mari personalități, mari specialiști pe care îi respect, în care cred și care constituie elementul, parte din elementul nucleic al psihologiei din Republica Moldova și nu doar. Acestea fiind spuse, mergem mai departe. Dar dacă aveți o reacție la ceea ce am spus, vă rog să veniți cu ea ca să respectăm regula jocului până la sfârșit. Mulțumate, domnule președinte, vă mulțumesc. Vă mulțumesc din suflet pentru toate cuvintele frumoase. Am să țin cont de sugestiile făcute astăzi aici. Aveți niște idei nemaipomenite. Chiar am să prind curaj și am să le pun și în practică și pe viitor. Vă mulțumesc, Arimă. Da, și eu vă mulțumesc. Acum, conform scenariului, cu mare plăcere, cu deosebită plăcere, îi ofer cuvântul doamnei profesor, doctor în psihologie, doctor în sociologie, dar în felul ăsta sunteți foarte aproape de psihosociologie și chiar și după mine este un mare psihosociolog și este și el doctor în sociologie, bunul nostru prieten, mare noastră simpatie. Cuvântul îi se oferă doamnei doctor, doamnei profesor Mirea Iurchevici, care ne va vorbi despre doctorandă, despre personalitatea ei, dar totodată va veni și cu o notă asupra importanței lucrării, asupra valorii teoretice și importanței sau valorii practice. Cuvântul îi se oferă. Mulțumesc, domnul președinte. Vreau spun că și domnul Iuț este un mare specialist în psihosociologie și care tot a făcut teza în sociologie. Exact. Eu o să încep cu câteva cuvinte despre doctorandă. Tema cercetării pe care a prezentat-o doamna doctorandă chiar a fost propusă de către dumneai și a venit din necesitatea de a soluționa o problemă practică și anume cea a eficientizării parcurgerii programelor psihosociale de către deținuți. Programe care sunt spre care sunt orientați deținuții în baza infracțiunilor săvârșite și nu în baza personalității lor. Și iată aici vine doctoranda cu acea metodologie. Faptul că doamna Popa este ofițer psiholog în penitenciarul de maximă siguranță din Galați, problema analizată în tesă este nu doar foarte bine cunoscută, dar și trăită de doctorandă. Și abilitățile de cercetător pe care dumneavoastră le posedă au fost îmbinate așa fructuos cu pasiunea dumneavoastră pentru ceea ce face, cu curiozitatea. Și a dus la acumularea unui material factologic bogat și la elaborarea unei lucrări zic calitative și de maximă necesitate pentru sistemul penitenciar în condițiile de astăzi. Procesul de realizare a tezei a fost foarte captivant și pentru mine, dar a fost și anevoios pe alocuri, datorită evenimentelor din viața doctorantei, din viața conducătorului dumneai, care a făcut ca lucrurile să se petreacă nu atât de repede pe cât ne-a fi dorit noi. Deși doamna Popa este profesionistă foarte bună, are o pregătire temeinică în domeniul psihologiei, totuși calitățile de cercetător și le-a cizelat în cadrul școlii doctorale pe parcursul realizării acestei cercetări. Și printre acestea vreau să menționez spiritul de inițiativă doctorantei, caracterul independent, acea tenacitate despre care toată lumea a pomenit astăzi, responsabilitatea dumneavoastră, sârguința, perseverența, implicarea totală în activitatea pe care a realizat-o și acea minozitate în analiza datelor.
Toate aceste calități au constituit o platformă pentru realizarea activității științifice și a veni astăzi cu un produs calitativ. La fel, doctoranda a fost foarte activă pe parcursul realizării școlii doctorale, adică studiilor în cadrul școlii doctorale, participând la aproape toate manifestările științifice organizate de către facultate, dar și de către școala doctorală. Și acum o să trec la recenzie. Problema abordată în teza de doctorat de influența activităților de reintegrare psihosocială raportată la schimbările comportamentale survenite asupra persoanelor deținute, puse în discuție de către Ecaterina Popa, prezintă interes și actualitate atât în contextul Republicii Moldova, cât și cel al României. Interesul reiese din configurația mediului penitenciar, care este unul închis și deci puțin accesibil pentru realizarea studiilor, lipsa unor cercetări empirice care să demonstreze eficiența programelor de reintegrare psihosocială prin schimbările comportamentale ale deținuților, iar necesitatea de a identifica profilul psihocomportamental al deținutului înainte de a integra în anumite programe de intervenție reflectă actualitatea temei. Subiectul de cercetare, care este puțin studiat, este tratat sunt diferite aspecte disciplinare, analizând abordări teoretice relevante atât din domeniul de specialitate, cât și din domenii conexe, cu scopul de a surprinde cât mai în detaliu acele trăsături de personalitate ale deținuților, care pot deveni resurse în proiectarea programelor psihosociale desfășurate în penitenciar, dar și acelor accentuări asupra cărora se necesită de a interveni în vederea producerii modificărilor, astfel încât să crească reintegrarea acestora în societate și să scadă riscul de recidivă. Originalitatea și relevanța științifică a rezultatelor obținute constă în elaborarea metodologiei de stabilire a profililor psihocomportamentale ale deținuților, în identificarea și aplicarea programelor de intervenție adecvate trăsăturilor relevate și validarea metodologiei prin schimbări comportamentale. Metodologia cercetării corespunde temei, problemei, scopului și este bine definit, care este bine definit obiectivelor care conduc spre realizarea integrală a acestuia și ipotezelor. În lucrare se evidențiază logica demersului științific, interconexiunea dintre cadrul teoretic și cel experimental, abordarea creativă a problemei prin metode, procede și tehnici utilizate adecvat și exhaustiv, selectarea lor fiind foarte bine argumentată. Analiza cantitativă și calitativă a datelor demonstrează o excelentă stăpânire a metodelor statistice alese, care sunt suficiente pentru un astfel de studiu. Rezultatele studiului completează psihologia socială și psihologia juridică cu date experimentale noi cu privire la personalitatea deținuților, eficiența programelor psihosociale derulate în mediul penitenciar și necesitatea anticipării acestora din un program de psihodiagnoză. Toate rezultatele obținute sunt relevante și sunt descrise de către doctorantul foarte clar și concis. Interpretarea rezultatelor este sistematică, precisă și fiabilă. Datele înregistrate sunt confruntate cu cele ale altor cercetări la nivel național și internațional, ceea ce denotă efortul cercetătoarei de a ilustra diferite aserțiuni și a tot pus valoare lucrării. Concluziile sunt relevante și se bazează clar pe rezultatele obținute, reflectă esența conținutului pe capitole. Iar concluziile generale, rezultate din analiza informațiilor teoretico-conceptuale și a rezultatelor cercetărilor empirice pe care doctoranda le-a efectuat, sunt formulate în relație logică și coerentă cu obiectivele cercetării și vin să încununiesem de mers științific deosebit. La fel, acestea prezintă contribuțiile autoarei la dezvoltarea teoriei și practicii psihologice. Prezenta lucrare este concepută conform rigorilor științifice, există un fir logic al structurării, prezentării și argumentării informațiilor științifice, fiecare subcapitol reiese din cel anterior, ceea ce face lucrarea ușor de parcurs. Limbajul utilizat este coerent, din punct de vedere științific, stilul și exprimarea autoarei sunt clare și coerente. Sursele citate de către autoare sunt relevante pentru momentul apariției lucrării. Bibliografia este completă, fiind citate lucrări reprezentative pentru tema abordată. Standardele bibliografice sunt aplicate corect, tabelele și figurile sunt denumite adecvat conținutului.
Lucrarea analizată corespunde standardelor academice pentru elaborarea unei teze de doctorat în Republica Moldova. Acțiunile întreprinse de doctorant în vederea realizării studiului empiric au fost în acord cu principiile etice ale cercetării științifice și deontologiei profesionale psihologului. Deținuților li s-au cerut acord de participare, a fost respectată demnitatea și autonomia acestora, participanții au fost asigurați de păstrarea confidențialității informațiilor obținute și au primit toate informațiile necesare cu privire la scopul, obiectivele și modul de desfășurare a studiului, având posibilitatea de a pune întrebări și a clarifica anumite lucruri. Rezultatele investigațiilor analizate de autoarea tezei puse în discuție au fost valorificate în lucrări prezentate la manifestări științifice naționale și internaționale și mai multe decât sunt indicate în lista autoarei. Dintre acestea menționăm articole în reviste din Registrul Național al Revistelor de Profil Republica Moldova, articole în reviste de specialitate din alte baze de date acceptate de către ANACEC și indexate în baze de date precum ProQuest sau EBSCO și altele din România. Investigația descrisă în cadrul lucrării de doctorat influența activităților de reintegrare psihosocială raportată la schimbările comportamentale survenite asupra persoanelor deținute propusă de către Ecaterina Popa corespunde exigențelor reglementare, conține suficiente valori teoretice și praxeologice adăugate, comportă caracter de noutate și originalitate, semnificație teoretică și valoare aplicativă și contribuie la dezvoltarea teoriei și practicii psihologice. În temeiul acestor argumente, autoarea Popa Ecaterina merită să îi se confere titlul de doctor în psihologie, specialitate 511.03 psihologie socială. În calitatea mea de conducător vreau să vă mulțumesc, în primul rând Comisiei de Îndrumare, care a fost alături de noi pe tot parcursul acestei cercetări, care a venit cu sugestii relevante și au făcut ca astăzi teza să arate așa cum este, un produs foarte bun. Mulțumesc membrilor Comisiei de Susținere Publică că ați acordat timp analizei acestei lucrări și ați venit la fel cu sugestii prețioase. Sugestii, dacă doctoranda va ține cont de ele, cu siguranță, peste câțiva ani, putem să vedem la susținerea tezei de doctor habilitat. Și mulțumesc doctorante pentru receptivitate, am emoții, pentru deschidere, pentru bunătate ei, pentru cum se cădenie și omenia dumneiei. Și dacă n-ar fi fost atât de insistentă, n-am fi ajuns astăzi aici. Mulțumesc! Mulțumim foarte mult, vă rugăm! Da, stimată doamnă conducător științific, cred că eu ar trebui să aduc mulțumiri, mii de mulțumiri pentru răbdarea pe care ați avut-o cu mine. Numai eu știu de câte ori am primit recomandări de la doamna conducător încercând să le pun în practică, să aduc teza la un nivel perfectibil, perfecționist. Mi s-a întors și am primit alte sugestii și alte recomandări și eu toate stările emoționale pe care le-am avut, doamna conducător științifică a avut răbdare cu mine și a fost lângă mine tot timpul. Indiferent la orice oră din zi și de noapte, îmi trimiteam e-mail cu recomandările pe care eu spuneam că le-am realizat și sunt perfecte. Și, vă mulțumesc tare mult! Cu recunoștință mă înclin în fața dumneavoastră. Vă mulțumesc! Da, o atmosferă încărcată cu idei și cu emoții. Un aliaj puternic între emoții și idei. Foarte frumos, mulțumim. Acum am strictă conformitate cu ecuația la care m-am referit, pentru care am spus-o mulțumesc doamnei Elena Robu, doamnei doctor, intenționat doctor, nu doctor, fiindcă deocamdată pare că e mai solid, mai frumos. Sunt Institutul de Filologie de Românești de la noi pentru a opri escaladarea și nu a intrat, pentru a nu intra niște extreme. Acum, conform
procedurii care este instituțională. Spun un lucru, rămân în această sală doar membrii Comisiei de Susținere Publică. Rămân cei patru împreună cu domnul profesor, pardon, cei cinci împreună cu domnul profesor Cernat, care vom contacta. Am avut o listă în care se regăsesc două aspecte esențiale. Cum am votat pentru conferirea titlului, vă pun la curent, 6 voci pro pentru conferirea titlului științific de doctor în psihologie la specialitatea 511-03 psihologie sociale și din nou 6 voturi pro pentru atribuirea calificativului foarte bine. Colegii mei au întâlnit cu argumentele respective. Asta este decizia, fapt care îmi permite să trec de la aceste liste și de la această fișă de vot, să merg spre procesul verbal, care iată este la mine, și în care se regăsesc aceste două decizii ale noastre. Procesul verbal, privind, în momentul este foarte important și eu trebuie să mă ridic, fie că pentru noi doi acum e moment foarte important. Suntem într-o legătură specială acum, iar eu sunt vocea membrilor acestei comisii de excepție. Sunt un mare noroc, o comisie de excepție. Așadar, procesul verbal privind rezultatele votării membrilor Comisiei de Susținere Publică a Tezei de Doctorat a doamnei Popa Ecaterina, cu tema influența activităților de integrare psihosocială raportată la schimbările comportamentale survenite asupra persoanelor deținute. Au fost prezenți la vot 6 persoane. Domnul profesor a participat la vot prin legătura telefonică pe care am avut, fiindcă pentru această perioadă a fost deconectată legătura cealaltă. Pentru conferirea titlului științific de doctor în psihologie la specialitatea 511-03 psihologiei sociale. S-a votat pro 6 membri ai Comisiei de Susținere Publică a Tezei de Doctorat, contra 0 membri ai Comisiei de Susținere Publică a Tezei de Doctorat. Pentru atribuirea calificativului general al tezei de doctorat foarte bine, s-a votat pro 6 membri ai Comisiei de Susținere Publică a Tezei de Doctorat, contra 0 membri ai Comisiei de Susținere Publică a Tezei de Doctorat. Acesta este procesul verbal căruia i-am dat citire și, în continuare, conform procedurii, după ce am dat citire acestui lucru, eu vin cu ultima constatare, care reprezintă replica finală la ordinea domnului rector din data de 29 martie 2023. Și anume, noi decidem să vi se confere titlul științific de doctor în psihologie la specialitatea 511-03 psihologie socială și, prin vot unanim, vă acordăm calificativul foarte bine. După care, tot prin această decizie a noastră de astăzi, noi solicităm confirmarea decizii Comisiei de Susținere Publică a Tezei de Doctorat de către Senatul Universității Libere Internaționale din Moldova și înaintarea tezei de doctor și a dosarului doamnei doctorante Popa Ecaterina spre validare de către Agenția Națională de Asigurare a Calității în Educație și Cercetare. Felicitări, stimată doamnă doctorantă, felicitări, stimată doamnă conducătoare de doctorată, felicitări pentru noi toți, stimați membri ai Comisiei de Susținere Publică. Acum, conform procedurii, nu e foarte important, cuvântul din nou îi se oferă doctorantei doamnei Popa, Ecaterina Popa. Poftim! Mulțumesc, stimate domnule președinte, mulțumesc, stimată doamnă conducător științific, onorată Comisie de Susținere a Tezei de Doctor, vă mulțumesc tare mult pentru că ați fost astăzi alături de mine. Recunosc că astăzi mi s-a îndeplinit un vis, o mare dorință a mea. Sunt hotărâtă să nu mă opresc aici. Îmi doresc foarte mult să lucrez în domeniul cercetării, mai ales pe domeniul penitenciar. Mă simt bine, sunt în largul meu acolo, pentru că orice persoană își dorește o a doua șansă. Cred că nu există nimeni pe fața Pământului să nu își dorească o a doua șansă. Eu sunt acolo pentru ei.
tocmai ca să pot să le ofer o șansă, o a doua șansă, dar în schimbare comportamentală. Ca psiholog nu sunt satisfacții în mediul penitenciar. Cred că o mare satisfacție în mediul penitenciar e faptul că peste ani de zile, dacă mă întâlnesc cu un deținut, un fost deținut, peste ani de zile, și l-am redat societății și să trăiască drept și demn, fără a recidiva, cred că este cea mai mare satisfacție a unui specialist care lucrează în mediul penitenciar. Vă mulțumesc tare mult! Am fost onorată să fiu astăzi aici și să fac posibilă și auzită teza mea de doctor. Vă mulțumesc tare mult! Și acum să născuiți moment, noi vom aplauda, da, vom aplauda-o pe doctorandă și pe noi totodată pentru munca pe care a depus-o, vom aplauda-o pe doamna conducător doctorat. Niște aplauze cu un efect triplu, spre doctorandă, spre conducătorul științific, spre noi. Și spre fraza dumneavoastră de final. Da. Acum fraza mea, dar aplauzul vor urma după fraza mea? Da. Sau până la? Cred că după. După. Atunci nu pot să nu dau ascultare acestei voci deosebite. Cu această ocazie îmi permit și vă spun, îmi previne în alta misiune de a rosti o frază. Una finală care spune, onorată asistență, declară închisă ședința comisiei noastre de astăzi. Vă mulțumesc tuturor pentru aplauzul care mai este.